altă zi, siguranța nu există. Sclav în propria țară, unde hoții tot insistă. Înainte, prin probleme, dezbrăcat la purul gol, unde tot ce pare al meu. Mă pune aici pe brichetă. Și pe televizor. Hai să se vadă ca și cum ar fi exploată cu ea. Uite cum arată așa. Și suntem on la o nouă discuție cu priză cu băieții ăștia doi pe care probabil i-ați mai văzut în episoade la probabil, că nu ca și cum priză n-are invitat. Haideți, amă, să mai filmăm ceva. Băi, sunt niște băieți extraordinari de fiecare dată când n-am invitat. Extraordinar de proști. Băi, sunt și le zic, bă... Ale zice la montaj. Bă, n-am pe cine să chem, veniți, vă rog, să vorbim. Și ăsta bea apă, s-a pocăit de două zile, o să vorbim și despre asta. E... Așa m-am bătat de atât de cu decât am văzut pe Dumnezeu și m-am pocăit. Tocmai au lansat albumul de... Și-am câștigat în primul premiu. Primul premiu. La YouTube, de New Buton, sau cum zici? Așa era prima mea prietenă. De New YouTube Looks Amazing, nu-mi pula. N-ați auzit gluma mea? Așa era prima mea prietenă. Gluma. Avea o gaură în mijloc. Nu, era roșie și mică. Și largă. Mă rog, aia era inițial, dar mi-ai stricat. Dar avea culoarea iubirii. Da. Alaltă era azi. Azi e ce azi? Azi e azi. Joi. Marți ați lăsat albumul, nu? Astăzi. Marți au lansat albumul Colțuri, că eu știu. Nu mai era numai trecut, duminică. De ce am impresionat? Marți am ascultat eu, înseamnă. Marți am ascultat eu pe. Băi, felicitări, Blană, știți că mie îmi place, v-am zis. Aproape de la album. Libertate, fantezie. Așa, am și băut. Îmi place piesa aia mult. Cum îi zice, mă? Surprize? Nu, așa e, după album, mai nimerit. Da, le știu, mă. Nu, chiar le-am ascultat. Am pățit așa, nu ai să fie când uite la cu casa de discuri la noi. Și o zis că vrei să vă semnăm ca trupă, bazuca. Și eram așa la bere, tot. Și noi am zis, dar tu ce piese știi de la noi? Eu am trebuit să nu mai știu care, 2.0, zis pe Valere, tot erau piesele mele, în plenă. Da, era voia să se semneze bazuca. Da. Și nici pe aia nu le știa bine, cred că și-au amintit din greșeală. Și-au amintit așa din greșeală. Nu, așa, nu... Cred că s-a uitat așa repede, voi tu la recomandări. Pui pe Val? Nu. Am lansat albumul. Da, mă, sorry. Nici mie nu vine să cred, încă mai am senzația că trebuie să ne înregistrez în pula aia. Da, așa știu. Da, așa e cu sechierele, că nu se trec în 2-3 zile. Sunteți mulțumiți de el? Da. Da, adică mie mi se pare că e cel mai bun din până acum, adică nu mai îmi place alte două deja, știi? Te dau un asta e bine, asta e bine. Asta e bine, asta super bine, da. Dacă da. Începe să-ți placă mai mult și asta se vede, nu, nu mai e gata. Vedeți dacă nu bea încum, nu mai vorbește. Cred că eu vorbeam și mai mult într-un episod. Da, te pucai, băgai bere, vorbeai aici. Da, fute-i tu mie, bă, băgai. Bă, duc la o țigare, strigat de pe balcon, în pula mea, numai vocea lor de cața. Mă opriți, filmați acolo, că eu beau aici și vorbesc să mă aud. Bă, și mie se pare că are un feedback bun. Și, na, e top deja, e top 1 în pula mea, în colțugurii. Și avea la tine două albume, tot în top. Normal că îți place în pula mea. Și mai beau gura aia acolo pe linkă, de fapt, să nu... Vezi că s-o dat să nu-ți dai seama. Și două ore pop. Dar pe așa beau și pe linkă. Nu știu, nici măcar nu glumești, chiar așa. Chiar așa beau pe linkă. Ia jumătate de flacon în pula, dar bine, trebuia să scurba tolea. Că dacă era între azmurea, cred că crăpam. Să bușa pe linkă, crăpam, tătă în pula. Dar n-am mai băut pe linkă tu și de când, mă? De mult. De ieri. Cum ai făcut atunci? Cu foaie, că așa nu m-am mai bătat de săptămâna trecută. De ieri, nu, de săptămâna trecută, a zis. Dar de nici măcar nu a zis în glumă. Era Revelion în pula. Era Revelion și e că acolo rup. Foaie, că așa abia n-am mai fost de săptămâna trecută. Când am auzit, toți ne-am uitat așa. Le-am zis, fapulai, că vorbea serios. M-a făcut glumă fără să vrea. Ai, nu, scuze. Da, mă, albumul e genital. Băi, e un album bun, în pula mea. N-am ascultat chiar toate piesele, dar ce-am ascultat a fost șmecher. Are un videoclip. Nu, uitat de clip. Nu, culmea. Păi aia, Libertatea e fantezie, n-are clip. Păi, dar cum? Nu le-ai văzut. Aia îți place ție, că ești așa revoluționat. Da, 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 da. Bă, îmi place că ați dat Dragnea să-mi fac, Doamne. Bine că ați zis de Dragnea, bravo. Aia inițial trebuia să fie piesa mea față-n-față, partea a doua. Și nu știam ce să facem cu ea, mă, să o punem pe album sau să nu o punem. Doamne, e fuc eu, bine și bine. Dar aici nici nu știam dacă cânt și eu pe piesă, nu mai da. Știu.
Adică tu vrei să cânti, mă, da, nu am mai înregistrat. De-aia piesa noi de obicei avem strofă, refren, strofă, refren și gata. Și piesa asta avea el două strofe, da, că era pregătit să o cânte singur. Și apoi dacă m-am băgat și eu pe piesa, am scris și eu două. Și de-aia are vreo 4 minute și ceva piesa. Da, asta nu noi de obicei avem 2 minute și un pic. E bună că una de-aia. E ca la sex. Era aici, glumați. Da, eu am văzut înainte să vorbim despre apuntat cu visat săptămâna de tot. Pe drum era aici. Chiar la aia mă gândeam, bă, care să fie așa vizualizată pe lângă asta cu poze, zic, și care să vorbim. Să-mi iau bere în pâna mea. Du-te și ia-ți bere. Ei, când au venit, domne, nu las bere. Și merge cu autobusul la casă. Nu beau azi, nu beau. Băi, fratele Eco chiar s-a ținut de când a venit. Eu nu te-am crezut când ai venit. Am zis, bă, ăsta zice la mișto. Și da, așa a făcut de fiecare dată. Dar bă, ăsta nu filmează, mă. Nu filmează. Bă, da, mă. Două ore mai târziu, bă, dar nu mergeam. Dar oricum, noi ne-am distrat. Băi, ideea e că m-am îmbătat în pura. Da. Sunt de la YouTube. Adică, nu, la priză. Deja de la YouTube vă sună, bă, e cel mai tare album ever. Da, mi-a sunat de-aia, de lapul, mi-a luat butonul. Și o să vă să fac ediție de buton, e special pentru de astea din carton, cum ai tu. Bă, nu râde de butonul meu. E cel mai sare auto, să mă promis să fac schimb puțin. Ce scrie pe spate? Dacă ați respect de la Dragnea, Alpaca Ligel pentru domnul Cristi Priza. Butonul meu de 10.000. Cel mai tare buton să-mi bag pula dacă nu. Voi aveți chiar butoane? Buton. Vă doare la pască că aveți butoane de 100.000. Asta e bine. Oai, vine la daur, te-ai zis cum arată la daur, să-mi bag pula. Trebuie să închizi cu totul, că nu o să ia sunetul prost. Genial arată mă la daur acum. Minge pula mea. Așa sunt eu mai profesionist nivelul meu când filmez. Mă plic în față că a venit pula mea desfăcătorul. După un scenariu, dacă vrei, am un Strongbow. Da, mai mult decât dacă divizorea mea. Bă, și-am vrut să-mi fie pe ăla la magazin, am un Strongbow de la atâta, știi? Doză de-aia atâta. Degeaba, care alcool. Da, dacă bei una de-aia cheia, am pula mea. Cred că... Păi hai să vedem! Nu, lasă să nu vezi. S-ar putea să nu mai vedem nimica dacă... Mai mult, auzi în pop acum cântă dacă... Vrei lapte? Nu, că mere burtă în pără. Că avem o idee bună cu... Ăsta e al treilea album, v-a zis, da. Da. Al patrulea, mă. Al treilea, mă. Al treilea. Crezi că nu m-am document... Zi pe bune, de ce? În câți ani? În... 3 ani. 2 august facem. Da, adevărul e că noi, de fapt, aveam prima piesă bazucă în 2015, primul foc. Da. 2016 album, 2017 album, primul foc a fost în pula mea la câteva zile după ce ne-am întors de la mare. Am lăsat în septembrie. Plăcea cum ai zis, la câteva zile când ne-am întors de la mare, de pare că toată lumea știa când v-ați întors. Noi am mers o singură dată la mare în viața asta. Ei, trupa o anunțire în 2 august, izoa trupei. În 2 august, acum facem 3 ani. Acum, luna viitoare faceți 3 ani? Da. Astăzi plecați. Și eu 4 ani fac acum, în 29 iulie. 14 ani. Și îți faci buletin. Nu trebuia să zici asta, vreau să fac poza. Lasă-mă, o zic mâine, până editează clipul. Mâine fac poza, lasă că fac poza, cu lacrimi așa la urmă. Și își fac cu serviciu. Trebuie să nu mai suport să vă mint. Am 14 ani. Dar eu am zis că era tare să-și facă, când își renoiește buletinul, știi, să se vadă data pe buletin, că e 2018. Bă, da, mai durează până îmi reînnoiesc ca buletinul. Ba, bumă, e tare, nu. S-o și lucra la el și trebuie să lucra mult. Am povestit noi, deja până când o să apară ăsta, cred că au apărut și la mine pe canal. Dar noi vorbim din viitor, că deocamdată nici ăsta, nici ăla nu a apărut. Nu, da. Și am să murim o sala. Ați văzut voi, dacă v-ați uitat în clipul ăla, dar chiar dacă am murit, am... Și să apară clipurile. Băi, da. Doi și o să rămân. Chiar ar trebui să facem cu cineva post-mortem, așa, manager în pula mea, să-i pună clipuri în continuare. El să fie, să ne pună post-mortem lui? Nu, să-i lăsăm clipuri să pună în pula mea. Da, nu-i las nimic. Plec cu ele în mormă. Da, să fac pula. Canalul cu tine și butonul pula. Cu butonul, da, la gât. Îmi fac lanț din el. Bă, Libertatea e fantezie, super piesă. Bă, există 10, mă. Cred că e singura piesă și cred că nici ce zis, l-am jurat pe Dragă, adică da. Da. Nicum nu te iubește. Da, place. 4 strofi, nu au contat, 9 jurături. Băi, deci atât de fericit am fost.
Muie, cum a zis de la mine? Ia, de femeie, nu mai. Băi, extraordinar. Mi-a intrat la suflet, nu, a lăcrimat inima. A zis câteva pe albumul ăsta, a zis, așa? Le-a zis câteva. Puțin, dar le-a zis. Nu, a zis bine, a zis bine. E cel mai mult mi-a plăcut albumul ăsta, cum a dat Codrin la surprize, surprize, m-a dat o strofă. Fua! Nu e omul viață, dar fuck, fuck, fuck! Dar e un album reușit, nu. E un album clasic, old school, trap. Așa, din nota 5. Așa, de nota 3-2. Din 1000. De 5 stele, de nota 5 stele pe Google Play. Cum pula mea, cel mai album. Băi, da chiar albumele de avem de 5 stele, mă. Și ați zis că aveți concert la sfârșitul lunii? Puneți concert? Da, acum sunt discuții cu cineva cu priză. Da, mă, chiar, vii atunci. Da, clar. Mă caut pe unul. Da, o să fie o dată proastă, sunt sigur. Când la sfârșitul iulie. Nu pot că mi-o florile, o să zic. Nu, sunt bine, 27-28. Păi atunci pică weekend, putem pune joi, știi? Da, sunt bine. Și am zis că aleg weekendul ăla, din ultimul din lume. Tot acolo unde ați mai făcut sau faceți în altă parte? Se poate să mergem într-un oraș nou, dar în alt oraș? Nu, mă, în București unde ați mai făcut sau nu faceți în alt oraș? Nu facem, nu mai facem în berărie. În berărie, facem în București. Să-mi bag pula, zici că e antrenament de pase, cum e la fotbal, așa mere sunetul. Așa mai părinte. Zici, eu cuvânt auzi o piesă întreagă, cuvântul ăla. Deci că am făcut stand-up. S-a oprit concertul. Așa e că auzi și cu mere vocea, și așa, și așa. După aia se întoarce aia, n-ai imaginea să cânti pe beat în pula mea acolo. Imaginează că termin concertul și mai auzi o jumătate de oră concertul. Să-mi bag pula, auzeai un kick, merea kick-ul tu. Și venea înapoi, pula. Auzeai pe parțial, cum venea înapoi la chimie microfon. Vreau zici că era tren în pula mea. Eu ascultam primul kick și după aia cântam eu cum cred eu că ar trebui. Că așa de cap, beat-ul era pe lângă. Mi-a zis, nu, e beat-ul. Mă, mai uitam, așa mai auzam un kick, un smer. Groaznic sunetul acolo. Momentan, mă vine mie să mă dau jos să cânt în fața șenii pe aia, să cânt la șenă și eu. E prea mare, mai e faza, e da, prea mare locul. Poate e mare, dar nu e făcut acustic într-o bucă. Oricât de mare ar fi, dacă îl faci acustic. Păi nu cred că e cum să faci toată sala aia. Ce poți să te băi colțat, tot fel de chestii, se poate. Dar bine, poate să ajungi și la un cost destul de mare, păi poate să te punezi o cameră, da, o sală de aia. Da. Și profesionist, grijă tu la aia. Deci, la sfârșitul lui avem concert, vin și eu. Nu o să fie în București, nu mai vin. Faceți și în București, nu? Adică n-aveți cum să nu faceți. O să facem, sigur o să facem în București. Am unii greu să ne deplasă de 3 km. Așa îmi pasă ce se vorbește, aici că îmi pică berea pe lângă noi. Bă, dar nu stă atent la ce zic cu ăștia. De-aia că trebuie să găsim un club ca lumea și în București, unde să putem, da. Nu puteți să mergem în club, da, sunt 100 de oameni când vin 500. Am mai puțin noi, dar suntem cu aia, că am mers în club de... Da, am pățit nașpa atunci după colectiv, mă, că au rămas vreo 100 și ceva sau 200 de oameni afară, la Sibiu. Da. Că n-au lăsat clubul să intre numai 100 de oameni. 100 de oameni și cu tot cu staff, în pula, da. Barmani, cu nu știu ce. Am vorbit cu clubul, mă rog, noi am vorbit, un autist în pula mea și... O să scăzi 400 de locuri, îmi plac, nu-ți dai seama că mi-e acolo. Da, mă rog. Mai pățim și noi la stand-up astea. Nu, că sunt locuri, că călări într-o grandă, sunt 40 de scaune când ajungi. Bă, dar există tot mai așa la intrare, știți cum plăse minte. Contează foarte mult și clubul câte reclamă are unde nu. Că dacă fi un club de la cum să deschide astăzi în pula mea și nu iei concert, bă, Libertatea e fantezie. Bă, super piesă. Bă, ce mi-a plăcut, jur. Adică, bă, bravo. Bravo, da, clar, o bag și la... Așa o să bag și eu canalul la Recycle Bin. Ce băiat. O să vă am la mână pe toți. Bă, da, am fost ieri, v-am povestit, am fost la proteste aseară. Da. Am fost și mi-am luat un pic de spray de la gură, că v-am arătat filmarea pe Instagram, au venit, trăgeau aia de garduri și au venit jandarmii să tragă de garduri înapoi și s-au luat la bătaie și a ieșit în jandarmi. Ce fost concursurile alea, că tragi sporă pe echipe. Și a ieșit unul nervos dintre ei? A ieșit unul nervos și a început să dea înmulțime acolo și și-a luat și niște picioare, niște pumni și pe aia s-a întors. Filmarea aia care i-a dat. Da, și pe aia au dat cu gaze și a fost nasol și... După ce ați luat un jandarm la pumn și picioare la ceva și da, ăla a început, mă, ne-a intrat de gard și l-a intrat în mulțime. Avea boală pe unul, că am văzut că îl urmărea, s-a dus să-i dea lui ăla. Atât de bază să bate lumea acolo, mă, dacă... Băi, ăsta anti-violență, sunt împotriva violenței, că ăștia de-abia așteaptă să fim violenți, ca să nu-i facă varză să nu le puteți. Dar cred că nici jandarmii nu așteaptă, că... Eu nu vreau să-i critică un poșa, că n-am... Dar hai să nu vorbim politică, zici ce ai de zis și... Da,
Zic, e ciudat să vine să protestezi, să te bați în pula aia, știi? Da, că nu rezolvi, aia e cum, asta aia zic, nu rezolvi. Că te bați cu jandarmii, nu e ca și cum dacă puteai să ajungi la Dragnea și să-i dai un an, înțelegeam. Asta zic, dar ne batem ca proștii între noi cu jandarmii, care jandarmii poate sunt de acord cu noi. Dar au primit niște ordine, sunt acolo săracii și în fine. Dă-i în pula mea să-i fută Dumnezeu pătăși, că stau pe direa, să-i pice în cap. Dă-i să-mi bag pula aia, hai vorbim de altceva. Dumnezeu dă-i fut, stai cum ai pornit, am vin să și beau. Ți-a cu bere fără alcool? Nu, nu, nu. Uite, te-am cum beau apă, omule, mă, ce-ai cu... Dar tu vezi că tapa-n budă când am venit la casă, am și-o lichid în gură. Cred că e a doua, a treia sticlă de apă pe care mi-ai... M-a dus inghietăria stomac. Trebuie să elimini apa, frate. Și tot, uai, creepy tablou ăla, mă, cred că eu am... Dar Iisus ăla nu arată bine, mă. Dar nu cred că Iisus, Jesus. Place cum am trecut. Cred că eu am botezătorul, nu lui, eu tăiam capul, mă. Ba da, mă, nu văd că eu am. Stă cu capul la piftie, pula, tu cum am trecut noi de la proteste la Iisus, de regla religiei și după aia. E un fotbal, hai și fotbal un pic. Eu nu știu fotbal. Barcelona... O să plece Cristiano Ronaldo la, de la Real Madrid la Juventus. A, da, păcat. Nu mai rău îmi pare, mă. Nici așa, nimic bine. Deci fac o piesă de așa. Și voi ce ați mai făcut? Trimiteți-mi, vă rog frumos. Trimiteți-mi și mie, vă rog un frumos. Vă rog un frumos, am zis, în culoare. Thierry Henry. Trimiteți-mi un maior de la așa mai lat aici și mai de la de băieți, nu de ăsta de pizde. Nu știu din Gilan, să-mi fac poate așa rău, îmi pare că mi-e zis lumea apoi. Că să mai zic că un fotbalist în 3 minute. Zrei din Zidane. Da, îl știu și pe ăla. Duc Adam, da, ăla era portar, așa? Da. Și Robert Pires. Hagi. Denis Bergkamp. Omul face parte din corp. Sau nu? Omul este o persoană umană. Ăla e luța agresorul. Doi deștepți. Dar bine, nu zic că tu ți-e place de Hagi, așa-i? Sau? Bă, da, 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 dar nu poți zic nimic de Hagi, că eu sunt fan. Da, mie îmi place. E foarte filozofil așa de felul lui. Nu el a zis că mi-am luat mașina, m-am consultat cu tine însuți. Nu, m-am consultat cu mine însuți. Are multe, dar nu. Nu e bun la fotbal. E genial în fotbal. Da, mă rog. Eu nu știu, eu nu-s cu fotbal. Mai stai că mai știam, în afară de teoria, ori mai... Bă, dar ping-pong, când te pămâ la ping-pong? Că ai tot zis că jucăm și nimic. Dar sincer, n-am mai mers nici noi. A fost un în pula mea, zic. Mai bine, nu? Mă, Dumnezeu, poate dau speranțe la rețetă. Important e că nu mai bere. Bă, cum în pula mea, te scrâmbești de un om și să mergi după 2 luni în parc de groază și să-l vezi înapoi în pula mea, acolo, în același loc, cu același gesturi. Bă, cum făcea așa de bă, acolo ai bântuit în pula mea, mă, să bag o țigare. El și dacă nu vrea face la fel, adică Valdez. Valdezii, mă, da, Valdezii, ăla era portar. Pentru Valdez, am zis eu. Eu zic că Valdezii, pula mea de ăla e la Caragi, mă. Era portar la Barcelona. A, da? Victor Valdez. Ești portar la Barcelona? Cred, dar nu ești. Mă, ești mare. Că și eu am băut. Și eu am ajuns mare. Am era prea ușor de glumat. Da, am auzit de Lăcătuș. Dar la mine era boxer. Nu, înțeles că nu știu fotbal. Știu, apără Tătărușanu și apără Ducadam să-mi fac cu ăla. Bă, nu știu, dar cred că la mine, cred că de ce nu poate, nici nu s-a uitat nici taică-miu și n-am avut nicio treabă cu fotbalul. Adică jucam eu când eram mic în curtea școlii, mă distram, dar n-am știut niciodată. Bă, și colegii la școală, mă, tot știau. Eu habar n-aveam, nu știu de ce. Stăteam în poartă? N-am în poartă? Nu, când eram mic nu eram gras. Păi nu, dar ăla slab oricum, stăteam în poartă. Nu, eram agresiv. Zâmba la mie era mingea și mă băteam. Cu norma acela asupra, nu mai joacă nimeni în câmpă. Dar făceam și de alea, nu puteai făcut să o băgai sub bluză și alergai cu ea. Toată lumea au făcut asta, cred că. Și jucam și rugby cu ea când ne enervam. Am fost și antrenor, nu am tăstat, mă, arbitru. Și cu ea cu care eram prieten, de ce că trebuia să dau cartonașe, știi? Antrenor la karate, da. Dar aveți arbitru la fotbal? Păi cum erați dezvoltați? Dar ne jucam noi între noi amu, ziceam cum e arbitru. Și eu când eram prieten de-a mei, pautam, ce că n-am văzut nimic, ce zis într-un clip, știi? Cum lua mingea unul din cealaltă, bă, care nu-mi plăcea, fault în pula, 11 metri și dacă era poarta lor, și dacă 11 metri, ce pula. Dar nu l-am atins, la 3 metri de el, 11 metri, nu mă interesează. Era campionat la școală și 3 goluri, am dat de greșeală, cum e. Dacă am dat, nu știu, mă lovim mingea înapoi, și odată chiar a fost poarta goală, că l-a picat pe jos, pe undeva, până la
a fost la margini și a dat așa cu piciorul lungi, așa, cu ăla în gol. O să părem idioți că tu nu te auzi acum și noi ne uităm acolo și nu te și eu mă uitam în gol, nu știu ce dracu mă gândit. La mondial acum nu, niciun meci, nu? Nimic. Habar, na. Nu m-am uitat, nu știu. Dar știi că e mondial, nu? O, nu a fost. Nu s-a terminat. A, nu. La mea știi că nu mă uit, habar, na. Am văzut ceva meme cu 6ix9ine, cu rapperul ăla, că a jucat Mexicul, nu știu cine și-o pierdut. Nu? Sau ăla nu-i fotbal? Barna! Hai să nu mai vorbim nici de că tu trebuie să știi de... Că vorbeam și cu o liniuță în clipul de mai devreme, cu rapperul ăla de la un pușcat ăștia s-au murit. Tentacion. Așa, deci care-i treaba cu ăla? Că e habar n-am. Care să fie cu el? Păi nu știu, era cunoscut? Ceva, da, avea 10 de milioane de vizualizări. Mie nu-mi plăcea, că nu-i stilul meu. Eu nu știu nimic, piesa, nu știu. Știu că avea 20 de ani, că era foarte mic în pare. Da. Da, la sfârșit, am n-am. Făcea trap de asta mai cântat, așa, nu-i stilul meu de fel, mie nu-mi place. Nu făcea cu autotune. Da, nu știu. Făcea trap cu trap, am, așa. Pula mea știi, eu nu l-am ascultat oricum, nu mi-a plăcut. E un stil soft. Rău. Dar cine l-a omorât sau ce s-a întâmplat? Cine l-a... A scorbătut între ei, dracu. Am auzit și eu că... Alți rapperi sau ce? Alte găști? Dar nici nu știu dacă l-au făcut public pe... Nu știu. ...criminalul. Dar nici nu știu dacă l-au găsit. Mă rog, ci că ăla ieșea din nu știu ce am citit și eu. Dar și el se bătea la fiecare concert de mă-mi pune cu tocieri, mă, cu partea asta. Au avut trecut violent, am auzit și eu, păi nu. Și-a bătut și prietena gravidă din Hughean și Kit în pula mea, că era umflat la ori. El era la, nu știu ce, de motoare, din câte am înțeles, s-a intrat, s-a băgat în mașină și l-a împușcat doi oameni. Adevărul e că e nașpa, nu, mor la 20 de ani, îmi puneai foarte nașpa, dar dacă ți-o ceri, îmi pune, ți-o cauza, ce chiar și să-ți aducă floră oamenii, îmi pune la scenă. Da, când ești așa agresiv, nu poți să mor când la pian, aia am zis și eu, dar nu poți să mor bătrân. Nu și mai ales în rap, mă. Și mai ales afară. Și afară, da, nu ca la noi. Da, da. Afară, beef-ul e beef. 2018, dacă stai să te gândești că te mai pușcă unul pe stradă, ți se pare da, așa. Păi da, și intră pe Bezgor, în fiecare zi oamenii. Mi-am uitat 4 ori pe Bezgor, în fulă. Nu știi site-ul? Nu. Numai cu oamenii omorâți și de astea, dacă vrei să fii super fain, recomand, vă recomand și vouă, dacă vreți. Hei, și învățați ceva util. Domoniul nou, content educațional, Bezgor și live link de asemenea. Pe Bezgor îți vălea cum e hardcore, că și cu criminal și cu execuții pe live, mi-e cât și accidente. La el mi-e chiar așa un fel de Facebook ăla astea. Da. No, Bezgor fotbal, altceva, ceva. Băi, și-o mă, existenția aia și unde ai aruncat, te-ai căcat pe ea. Zice colegii de clip, ce-o țin eu, frate, ce mi-e greu să țin foaia, bă? Era pe jos de căcat. Primul minut ai stat și căcat așa pe ea. Dar mă, pe scheme de alea, știa care stau la marginea drumului și le învârt. Da, bă, da. Bă, dar chetaia asta, bă. Îți puțin astea chetaia. Pui o botă-i sabie. A, zi-mi de un milion. Te-ai bucurat un pic? Te-ai... Pula. Nimic. M-am bucurat, am bucurat, așa un pic. Ai răgâit, te-ai ținut de cuvânt. Bă, și-am făcut 200 de mii, mulțam fain. Ai făcut 200 de mii? Da. Și o bere n-ai dat. Să plâng, să stau așa, să auzi cum plâng. Și o bere n-am dat, da. Nici ei nu mi-au dat. N-a venit nici YouTube-ul. Greu îmi vine să cred că am făcut un milion. Bă, mai ales un milion? Mă. Da, e mult, dar... Nu știu, adică nu mă bucur, dar nu a fost bucuria vieții mele, știi? Nu știu cum să-l zic, a fost cum. La 10 milioane o să... Da, cum să ajungem. Să ai toată România la 10 milioane, toate calculatoarele din România. Conectate pe la școală, tot pe canalul meu. Dar nu o să aboneze nimeni, nici pe alea de muzică și alea... Vezi tu la Cat Music și la astea care au 5 milioane sau cât până 4 milioane, majoritatea zahară. Dar Ina n-are mai mult de 10 milioane. Nu, are 2 milioane și ceva. Serios, numai atât are. 3 milioane, dar... Ideea e că și la așa cum Ina sau Cat Music astea se abonează și de afară mulți, știi? Da. Că sunt internaționali. Am văzut acum ceva vreme, Ina era, făcea un vlog sau ceva cu cel mai tare vlogger turc. Sau o chestie în mașină, filmat cu el, cu ăla cel mai tare din Turcia și mi s-a părut marfă așa pentru ea, așa promovare. De asta zic, ca promovare, marfă să te duci prin fiecare țară. Cât abonați are el? Nu știu, nu. 2 milioane? Dat, avea ceva. Da? Peste un milion, clar. A, și îți vine ăla de buton, un milion, nu? Da, butonul. 21 de zile. Cam atât ai și butonul ăla, cred. E tot auriu. Dar și eu sunt curios să văd cum arată. E chiar din aur sau? Nu.
Dar niciuna de argint nu-i de argint. Numai tot de carton, chiar de carton. Că în rest, ne-am uitat noi într-o zi pe YouTube, eu sunt făcut din ceva nichel și pula mea știe ce care marulează 0, virgulă, nu știu cât. Da, cenți pe gram sau pe nu, pe deja kilogram. Deja te gândeai să-l vinzi dacă e din argint. Da, păi la ăla de aur, de argint, așa, mă gândeam, dacă merit. Vinză la faci mai mult din YouTube. Da, 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 exact. Apropo de bani, mi-am monetizat canalul și ai văzut cât fac într-o lună. $10 estimat. Ultimele 28 de zile. Dar și alea sunt analytics-urile de YouTube. Dar nici n-ai mai postat pagina. Poate faci cu $30. Dacă poți. Păi nu, deci mi-a zis că e mult mai mult estimatul decât cât ei. Aha, tu i-ai dat la estimat. Da, da. Oh, dar pe $1. Nu, i-am zis și eu că loc de 10 o să primească 3, poate. Da. Nici nu-i primești, la 50 nu-i, numai de la 50 nu-i. Da, e un prag. Da. Poți să-ți iei adio. Da, costă 3 luni. Poți să-ți iei gândul, nu adio. Poți să-ți 3 luni mai ber, cred că de bani este, mai chem eu dată sau ceva. Bă, vreau, știi când vreau să vă chem la... Un milion de abonați când faci. Niciodată. Deci nu vă mai... Nu, la... când o să fac fix un an de la primul clip, nu știu, în august. Dar când se face? În august? În august cred că o să fie... Trebuie să mă uit pe canal. Iasă-mi, da, da. Și iară veni în marge, bă, eu nu mai vin să-mi da, fac. Da, filmăm în altă parte. Filmăm în... Unde vreți? În Hawaii e ok. Acum ați murit la canalul. Bă, fiți atenți, adevărat. Uite că acum se și filmează, vreți să filmăm, vreți să vă băgați la un clip dacă e să filmăm undeva șmecher? Da, mă, da, stai, ce-o fost asta? Mi-a venit acum, să mergem undeva șmecher să filmăm. Dar nu am bani să-mi plătesc chiria, nu mă duc la Hawaii. Stai, ce? Unde? Nu știu, nu din m-am gândit așa de departe. Da, undeva ce? Să mergem să filmăm un clip șmecher. Iau mă, eu biletele de aia. Da, mai aveam o glumă, mă. Că m-am dus pe un munte sfânt. Când m-am uitat în jur, am zis, da, toți de aici sunt bărbați. Ai de... Muntele Atos. A, toți de aici sunt bărbați, da. Da, mă rog, am uitat să o zic în clipul ăla cu glume. Mă rog, aia este. O să țin un moment de reculegere pentru glumata. Și merim în Ungaria să filmăm clip sau unde. Adevărat, nu, dar să mergem undeva în străinătate. Mă arunc, iau eu bilete de avion, doar să mergem să filmăm undeva. Dar ce pula mea să facem? Nu știu, unde? Ne gândim după aia. Habar n-am. Pe feripot în Anglia. Uai, nu mai vreau, mereți voi. Polonia. Da, pe Everest. Cum ar fi să facem un vlog de pe Everest? Ar fi fain de o beție. Păi... Dar ce crezi că oamenii încă mor pe Everest, mă? Ce beție să facem? Nu pe Everest, nu. Nu pe Everest, ce de beție unde mergem. Ah, nu vine să mor pe Everest, nu că la etajul prim, pula mea, să mor pe Everest. Și nici nu poți să respira bine după vreo 4 minute. Și dacă aș că să află o găleată cu aur care m-a așa cu smacul ca să facă. Și fiți atenți cum facem, mergem... Gen vineri și ne întoarcem sâmbătă. Bă, mergem vineri și ne întoarcem. Mergem vineri și ne întoarcem sâmbătă. Filmăm ceva, ne îmbătăm și ne întoarcem. Păi da, mă, filmăm, ne îmbătăm și ne întoarcem o zi. Mergem în Brașov, afară din țară. Păi faci mai mult până în Brașov decât. Mergem în Harghita, afară din țară. Faci 25 de ore până în Harghita. Ce te s-audim? Al meu a făcut așa? Cred că s-a oprit. Sper că nu. S-a oprit. Dar nu a făcut al meu așa, al meu merge. Merge? Da. Dar tu și s-au unii, că s-au unii cântând. Dar al meu nu face așa, bă. Nu știu, al meu e pe mod avion, așa că n-ar avea de ce să facă. Bă, haideți, mă, băgați-vă. Nu știu. Dacă nu ai propus nimic interesant. Păi zi ceva, eu știu ce e interesant pentru tine, zi și sunt pentru. Păi, cabanele alea din insule Maldive, știi? Bravo! Trebuie să văd și eu setele astea verzi. Stai că pușul ăsta pe silențios, dacă am făcut așa. Mă gândeam la ceva, să zburăm și un pic, să fie aproape, să filmăm, să ne întoarcem, nu să zbor 25 de ore, să te întoarcem. Uite da, ce în Ungaria. Nu mă duc, na, nu. Ungaria, aici, el nu merge cu avionul chiar, mă, el nu merge cu avionul. O oră? Ah, nu. Voi știți unde e mișto? Ungaria e... Da, am fost și până în Ungaria. Ai fost cu mașina, nu? Eu am fost și eu nu am fost păi în Ungaria. 10 ore, adică ce să zbori... Ce e fain în Ungaria? Bă, asta, adevăr că să simt și drumurile când intru în Ungaria, că ești în altă da, țară să-mi bag pula. A fost fain buta pe asta, nu? Băi, e chiar mișto. Da, am măcar am prins o noapte. Discuții cu priză. Am prins o noapte. E pula mea, putea merge. Eu nu vreau să promit nimic. Lap, să-ți iei butonul. Da, tu nu vezi că de-abia... Și ieri ți-am zis că venim ieri și nu m-am venit. Vrei să ne duci în altă țară? Păi, vă iau dățele și iau biletele și vă zic,
Bă, 26 plecam, domnule. Cum o să ajungi să faci ascunsele atunci? O să trebuiască să vezi biletele. Germania? Nu? Am fost. Dar să mergem la... Bă, fiți atenți, la Oktoberfest în Germania, la bere. Chiar festival, mi-a zis Shalin că e tare. Sunt mese, da, le-ai nebunie cu bere. N-ai cum la Oktoberfest să nu vrei să mergi. Și tot felul de beri s-au luat, da, 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 și e nebunie și vârși de aia cârna. Și hai să mergem la Oktoberfest. Vrei să mergem la Oktoberfest? Poate, mă, nu zic dacă după aceea o să fie obligat. Zic, păi da, zic. Nu, 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 poate. A zis da, ți-am dat zic. Vrei să-i spun ca el poate de Crișo, zice da. Așa. Bine, eu exagerez acum, stai să mă uit la bilete, să văd cât sunt, că la câți de mii de euro bilete. Bă, nu, mergem dacă... Ca Cezar ia bani. O să ne ia la mână toată viața după aia. Ca Cezar. Nu. Ca Cezar. Bă, nu mă, dar mereu. Dați o bere când ajung. Vorbește-l pe Eco, că eu mă duc să fumez. Da, Eco, hai să vorbim. Ți-ar plăcea la octombrie? Hai mă, convinge-l pe ăsta să mergem. Aici în centru vei merg. Dar bă... Asta nu trebuie să fie roșu când filmează. Nu, vezi că se duc secundele acolo, dacă te uiți 27, dar nu scrie 20, nimic, 30 de minute, arată pe acolo, pe undeva, nu mă speria aiurea. E ok. Da. Unde ai și mie o grămadă de 10 bani? Niciodată. Bă, ar fi... Dar bă, alea sunt intrări încă la culturi? Da, da, valabile. Am monede de la culturi. Nu sunt intrări, sunt gen două monede stopere sau ceva, da. 4 lei, o dai aia, deci am 20 de lei sau ceva. Ce mă, n-am înțeles nimeni. La Culture House îți cumperi monede ca să poți să ții băutură. Dai bani și îți dau monede, știi? Și eu nu le-am folosit, ci le-am... Dar nu ai fost în Culture House? M-am fost, dar nu ai zis mic, eram bat în poate. Logic și eu, de ce crezi că am ajuns cu ele? Cu cine am ajuns eu în Culture, mă? Cu Marina am ajuns, atunci când făceai tu stream, dar după câteva zile, mă. Cu ea am ajuns, hai să te duc într-un club, tăia la rup de bat, îmi plăma și nu făcea ochii în cap, în culoare. Da, vreți să mergem? A, dar nu mergeți acum. Eu am idei de astea. Hai acum să facem ceva să ne... Hai la aeroport. Bă, știți că în străinătate... Hai la aeroport. Hai la aeroport. Știi că în străinătate... Hai, da, gata, să stăm. În străinătate e opțiunea asta, să te duci la aeroport și dacă sunt zboruri, te uiți pe tabelă și dacă mai sunt locuri, poți să ții bilet spre, nu știu, unde merg avioanele dacă sunt locuri. La noi nu poți face asta, și dar în străinătate merge. Te duci direct și Malta. Gata, merg și eu în Malta. Ia, vreau să călătoresc. Și sunt și mai ieftine. Sunt și mai ieftine. Știi, pleci direct și vezi unde e liber și bam, te duci. Bă, dar la Oktoberfest ar fi extraordinar. Oameni, să ne îmbrățăm. Bă, eu o să vă țin până în octombrie. Cum asta, acum că mi-a venit. În octombrie mori, bă, nu da. Se schimbă morții, de fapt, săra acum. Bă, hai, dar când pic octombrie? Glume cu Codrin. Bun. Bă, și mi se pare că la ei, nu știu cât e, o săptămână sau o lună, cred că e toată luna octombrie festivalul, nu știu, abar n-am. Toată luna ține octombrie. Am nimerit, știu că am avut stand-up în Germania, în München, când am prins Oktoberfestul, bă, și era, deci, hale de-alea mari cu măsuțe și mese, de-alea cu vârși de-aia crembu și halbe și toată lumea îmbrăcată și hai să ciognim, să ne bătăm, bei cu nemții. Bă, știi cum e? Octombrie, bă, cu halbi, cu bei, cu da. Da, știi, bă, deci e demers, adică e distracție. Adică, și cred că ne-am distrat și am și filmat chestii șmechere. Bă, na, de obicei nu se filmează când e la rage. Dar una și nu filmăm, și nu filmăm. Morți așa. Da, îmi zic că filmă, dar eu filmez când îți bat, dar trebuie să mă îmbăt în timp ce filmez. Că nu mai filmez în bără. O să mă uit mâine să văd. Da, ar fi mișto. Bun, hai să vorbim de altceva. Bă, libertatea e fantezie. Excelentă. Pare că am produs piesa. Băi, bravo. A fost ceva... Bă, dar sunt piese în colț cu guri, în pula, așa e piesă tare. Am și ceva cu muie, cu... Da, e material de muie. Material de muie, da. Mai tare, stai, okay. Tare. Da, a fost ok. Alea două cu clip, mi-au plăcut clipurile foarte mult. Piesele nu. Nu. Nu, a fost mișto și piesele, dar clipurile... Surprize, mi-e place că faceți clipurile alea simple, gen nu duceți vă undeva și le filmați, bă, și ies Caterin, ca așa. Sunt mimuri alea. Ați băgat fețele alea cu voi care ziceți chestii, adică am râs, chiar au fost funny. Cred că ai ținut în viață. Mai zic ceva, cum să mai impun în păcare. Exact, ok. Am rămas aici singur pe canapea. Aici la discuții. Frate, nu la discuții cu priză. Discuții cu priză pe jos. Mai aduci mi-o bere, te rog. Să închidea frigiderul. Mai aduci mi-o apă, te rog. Vreau să-mi iau niște suc.
Eu, tu bei vin, mă? Da. Păi vin am tot băut. Ia lăsa să-mi copulești în latul, că nu mai ești aduce aminte. Băi, s-a întâmplat odată și am povestit. A, dar ai pus clipul tu, mă. Când o leșina da, priză. Da, am pus clipul, nu trebuie să mai povestim. Da, a doua zi a scris priză, băi, am leșina, ce s-a mai întâmplat aseară? Nu i-am furat nimic din până casă. A zis, băi, v-ați distat aseară, i-am leșinat. Bă, m-am trezit singur dimineața și nu știam ce s-a întâmplat. Bă, dar frumos din partea voastră. Bă, ce băieți fine, au aranjat masa, au strâns pe aici, a fost, chiar a fost ok. Dar, păi, sincer, am crezut că ești mort și n-am vrut să lăsăm urme, că dacă vine poliția să... Așa eu am amprenghile cu aici. Tot la loc. Că... Și când am stat două ori, așa și-am șurălit pe aici, nu sunt până să nu fie amprenghile. Să umblam un foi, pudare pe picioare în foi. Era urme de mănuși pe clanță, am văzut așa. Urme de mănuși pe clanță. Aia am fost, măi. Nu, aia am fost azi. S-a zis că poate a lăsat ușa deschisă, mănușile nu pot stare. Nu am avut mănușile. Uite, iar îmi ține pe aia. Bă, stați, priză în pula. Nu mai ce am spate. Să zâmbească așa postă umorul meu. Bă, dar abia aștept în octombrie să mergem la asta. Am tu vorbesc. Dar știi că era de aia de serios. A, serios? Mă rog, bă, ce trist e să nu bei, să bei așa cu familie. Așa e, când ești bolnav, n-ai ce să faci. Nu mai are mult, am nici tu nu tortura. Lasă să-și trăiască ultimele clipe curat. Ce-am înțeles? Crec că-i pălincă. Crezi că-i pălincă? Să-i azot în plan și bea azot așa de două ori. Bă, am cartea aia, trebuia să... Vedeți, aia deci... Bă, nu mai formă aia. Nu-i nicio carte, stați liniștit, nu mă arată asta. Stativul meu aia, Tools of Titans, de Tim Ferriss, e, v-am zis mai devreme, e scrisă de un tip care a discutat cu 200 de milionari și a extras elemente comune, cum au reușit și așa, și e foarte șmecher. Și care erau elementele comune? Toți s-au născut deja într-o familie de milionari? Și așa, aveau miliarde, mici de tenis. Aveau miliarde, exact, și toți s-au devenit milionari. Mi-am văzut că-s biscuiți în pula. Așa tare pe lingă aia, da. Mergem la magazin, mergem la Aurelia? Mere, la... pula. Oare nu vreau să da, cu copaia acolo rămân, la magazin, cred că mor. Dar poți să iei chipsuri sau alune de nu, mă uitam la cutie. Dar e mai trist când nu bea. Când, da. Când bea e mult mai vesel și mai așa, vorbește în continuu, nu se mai oprește. Da, mă zice și voi în comentarii cum prefera să fiu. Beat sau greaz? Voi se luați verditul. Da, bă, imaginează-ți că ești beat, nu? Nu, ce să mă prefac, îți bat în frate? Nu, să-ți imaginez numai, nu să te prefaci. Dar aia e că eu, când îți bat, îți alt om, am alt de minchie în pula, nu mai gândesc și eu gândesc ca mult. E back-up, mintea e back-up. Mai au 100 de mega rezervați. Și mă, când îți bat ca și cum ai luat așa și mai întoarce și pot o scapă o haină, pula, și gândesc invers. Ia mă mângâia aia așa zilele. Era serios. Era între azi. Era prea ușoară glumă. Cum credeți că o să meargă clipul cu cele mai proaste glume? Dar deja trebuie că am aflat noi din viitor. Bă, dacă vorbim aici chestii de astea, nu se transmite cu internet de la restul. Ba, da, e asta dai eu pus asta aici. Te-ai furat de la vecini? Pula mea, te-ai furat de la vecini? Dar câți metri de cablu? Eu mă... Vezi că am luat de 10 metri. Mi-a tras internet, frate. Și internet mi-a mai tras. Bă, dar mă mir că vecinii mei sunt. Le mulțumesc vecinii, dacă se uită, îi pup, că niciodată n-au bătut în țeabă. Știți că de fapt stau cu ușa mai mult de s-au uitat doi vecini așa zâmbind către mine aici. Cred că te știau. Dar mă vedeam că stăteam pe hol, eu am urcat cu liftul, dar nu știu câte oară când vin la priză, nu mai știam unde stă priză. Mă uitam așa la fiecare ușă, ăștia ori intrat, ori închis ușa, mi-am gândit ce pula mi-a făcut. 7 apartamente, dau omul nimeni. Bă, ți-am zis, sau le-au părut. Bă, ăsta nu mai știe unde să vină. Nu, să-ți intre așa ceva, să zic, doar caut pe Cristi. Nu, tu Cristi. Bă, Cristi, să treci așa cum. E un bătrânel mai încolo, se panică. E un bătrânel care stă la ușa de lângă. Că se făcea revolverul la cei în pulă. Asta am merit. Da. Vreau să vă zic de Wimbledon, de sporturi, dar știu că nu, nimic. Nu, mă, zic, am luată. Ce discută? Că ai tricou cu Wimbledon, mă miram, băi, ești nebun. Ai tricou cu Harry. Nu, am tricou cu burtă. Dacă mi-l dau ăsta, vreau să slab. S-a ridicat pe corect. Bine că la chipsuri, în pula aia. Nu-i chips, frate, e fructe. E fructe, n-am fain ăsta. E fructe, că e la regim. Bă, nu, n-am fain.
Aveți voi de așa săracilor. Pe cap de capră, în pula mea. La plic. Bă, vreau să zic ceva interesant, dar am uitat și era culmea, că stricam tot clipul ăsta. Stricam tot clipul ăsta cu ceva interesant. Nu cred că stricam mai odată. Iar ați bătut în cuie. Bă, mi-am făcut tricouri, mi l-am arătat pe ăsta, trage și pe ăla negru, să-i-l arăt. Să-i-l arăt? Zic că e un om care se uită să ți-l arăt. Să-i spune de fapt un om, stăm. A? A? Să mai zice, tu mi-ai zis că e mișto? Da. Și tu mi-ai zis că e mișto. Ați mințit amândoi. Da, 7 lei merită. 50 de lei am dat cu tot cu tricou și să-l fac. A, serios? Ce fraie? Noi facem un 7 lei tricou personalizat, gata. Nu mă glumesc. Mamă, stă de inima. Ai dat 50 de lei? Stă de inima. Ai dat 50 de lei? Da. Oricum îți îl prea spun. Știu, dar n-am mai dat. Dar gata personalizat, trebuia să-l iasă mai... Și cu prindă ăsta, mă. Da, prost. Cauciuc. Probabil, dar... Ăsta-l bate vânt. Vrei și capul, mă. Îl bate vânt. Și capul, mă. Nu, așa e modelul. Așa e modelul, mă. Cred, da. Sper. Îl bate vântul și scoate printul de pe el în parcare. Îți bau la priză. Bine că aveți voi, mă, astea cum sunt? 12 lei. Uai, cum ziceam cu Codin. Cum râdeam cu Codin, mă, că... Uai, cu ăla cum a avut accident. Mi-a zis că era cu ochii așa și cu un ochi, eu zis că îl căuta și cu celălalt l-o găsit. Și după aia scolă l-o lovit un ochi. Avea tricolul ăla de basket cu număr pe el. I-a zis că a rămas numărul pe asfalt. Am zis că l-o lovit autobus și a rămas numărul pe asfalt. Și a zis numai asta cu pica la breakdance. A scos că chiar intersecție și vinea autobusul către el. Dar nu sunt starea. Eu știu, eu dărâm autobusul. Da, au zis că a intrat în gardă, că și-o dat seama că e prea târziu. Nu, da, așa lui zbică autobusul. Da, m-a scos tata așa la fost. Să fii șofer de autobuz, să vezi că stă unul așa către tine. Normal că dai peste el, tine, și ăsta vrea să mă omoare în pula mea. Mai bine dau eu. Da, pula mea, stai în gardă cu autobusul în pula mea. 20 de toni. Da. Bun. În rest... Cam atât am avut pregătit. Ave, pregătit multe. E nebun, e mare aici, am la discuț cu priză. Astăzi e cel mai discuț din cel din tătăghi. Ce cu cel discuț cu priză? Păi să mai vrei să bei în boane. Doi de ei aici, bă, că nici nu pune ei în bar. Ce e ăla? E un singur id, dar e mai gros. Nu mai mai fain discuț cu priză. Discuț cu priză. Că e un singur om care se uită mereu și nu vreau de asta. Bun, deci rămânem așa. În octombrie mergem. Mergem la octombrie. Și următoare libertate. Libertate, bă, super. Eu sincer am venit să beau bere, în restul ce s-a întâmplat aici. Și am venit să conduc. Dar prost ai fost, mă, că e șef, a venit să conducă. Dar trebuia să vin cu taxiul, mă. Trebuia să o duc pe Vili, cu să conduc aia apoi. Dar tu nu mai bei niciodată, mă. Dar nu mai beau astăzi, mă, nici mâine. Dar păi mine? Păi mine, cred că. Ne vedem, păi mine. Nu mă simt în până. Dar mi-a scăpit tătă. Viața mi-am făcut-o, mă, să-mi bag proa ultimele beții, mă. Dar nu a fost ideea ta să luăm whisky sau mi-a fost? Dar nu, atunci a fost fain în sala aia. Dar cum ați băut voi whisky? Că voi nu i-am fost whisky. Dar eram la spate la Mega Image și era unul care își lua whisky în fața noastră. Și zice, vreți să luăm și noi? Da, am luat. Și am luat. Dar am văzut pe ăla, luat whisky și Codin era așa cu coșul. Așa am făcut asta. Dar de care? Valentine. Valentine's. Ieftină. Cel mai prost. Jack, bun, Jack e bun. Ăla, da, nu știu. Cu ăla e bun. Da, Jack, și Jack, Jack, cu Jack. Dai un milion, nu plec cu același căcat. Da, dai un milion și sincer, eu nu simt diferența între whisky-uri. Da. Că nu da, beau des. Doare mai puțin capul de la Jack decât... Dar pe mine nu mă durește. Nu mă durește niciodată. Bine, zice că e de 3 ori mai sticlă, după ce am terminat sticla am băut vin. 40 de lei în pula aia, să mă tot fost. Păi după ce am terminat sticla am băut vin în pula aia. Bă, îți lată așa și mi-a dat pe ochi. Dați-ne de 40 de lei, ia mai bine. Dar nu atâta e sticla, mă, nu atâta am dat pe aia. Să vezi că am dat 4 milioane și nu știu, a plătit cu cardul în pula aia. Da, și după aia am terminat whisky-ul așa, băut vin. După aia, a doua zi ne-am dus și ne-am luat vin și după aia ne-am luat whisky. Da, și am zis că mergem să bem sug la da, Cezan. Că am băut whisky, am băut vin, am început cu Corona. Cu berea asta e că beau 3 berea în loc, dacă am băut ieri, dă-l în pula, beau 2 berea. Da, ne-am luat Corona, că o vin cu prieteni în țară să sărbătorim și am zis că luăm, mamă, câteva, știi, Corona sunt puțin mai scumpe și am zis că nu, luăm să sărbătorim. Aha, a terminat pare direct vin după aia whisky în pula. Da, da, da. A terminat cu vin. Bere, vin, whisky, combinația. Vai de pula.
Da, am zis, măcar nu știu ce cântăm, doi pețivi tâmpiți în cap. Dar nu m-a durit, nu m-a durit, nu m-a durit. Ce-a durit? Ce ești treaz, imaginează-ți. Că ăla vorbește treaz. Mai fai vorbesc când îți bat în plăt. Nu m-a durut capul, dar a durat la 8 dimineața sau jumătate, așa cum în fiecare dimineață mă culo așa. 3 aprilie, așa. Așa. Cum ai zis? Azi, da, eu, azi e 3 martie, nu. Martie 3 aprilie, martie 3 sau ceva de genul ăsta. Azi e martie 3 aprilie. Nu. No. Eu am să zic marți, îmi place asta, azi e martie 3 aprilie. Ala a fost primul meu vlog blan. Ia zi, unde mai pleci tu? Eu contam după aia, dar vreau să dorim. Dar prima oară când m-ai chemat în discuții cu priză, n-ai avut întrebări pregătite? Erai... Ba, da, dar mi-au trecut. Vrei să te iau iar cu ideea ai făcut generala și... Uai, nu, da, să zic, hai să merg în octombr, vezi să te mai bine așa, mai bine, zi numai unde vrei tu merg, lasă, nu școală. Stai să mă gândesc eu la o întrebare interesantă pentru tine. Stai să zicem, dacă nu băgați, mă reșit și eu la toate, bă, da, da, pula, e... Moarte petreceri. Moarte petreceri. Dar să vedeți voi Bahaus în octombrie. O să vedeți. O să... Știu, o să fiu cu un ceva club mortă bacua și pe România. Da, bă, dar mergem în... Da, bine, asta nu poți să zboare. Putem să mergem nicăieri. Ceea să mergem să în Timișoara, că și în Timișoara e mare. Poți să zbori sau te folosești? Dar am zburat de 1000 de ori, ești nebună. A, serios? Și fără avion așa ai zburat? Ce club? De nebună. Așa, băi, așa, de nebună. Zici că ăsta nu poți să zboare. Zici că poți să... Bă, și în Timișoara e super oraș, dar tot la fel trebuie bă, să faci... În Timișoara au fost de nu știu câte ori. Nu știu. Dar era ceva de rock, parcă nu? Club, da, și de alea. Dar cu mașina faci 8 ore. Și cu avionul faci 40 de minute. 80 de șanse să mori. Da. Nu mori, mă, mă. Știi că avionul e mai sigur decât mașina, nu? Da. Serios, statistic, avionul e cel mai sigur mijloc de transport. Sunt mult mai multe accidente în rutiere decât în aer. Când ai auzit ultima oară că s-a prăbușit un avion? Acum câți ani? Acum mulți ani. S-a prăbușit nu știu unde... Mă văd în fiecare zi de astea. Și eu, în fiecare zi când mă pun în pat, mă pun eu la 3-4 dimineața, pe Discovery sau pe ce area cu dezastru în aer. Păi da, dar alea sunt... De aia ți-am zis că eu n-am avut treabă până acum. Numai când am stat și m-am gândit mai mult și am vorbit cu tine. Adevărul oricum șansele sunt mult mai mici să mori. Da, clar. Dar bine, mă, nu sunt genul. Dacă ar fi să chiar să merem undeva, m-aș urca în pula aia, nu așa. Dar zic, dacă există o alternativă, prefer să nu mă duc cu avionul, doamne, e funcție, mă. Păi în afară de alt continent, îți dai seama că la orice e alternativă. În afară de America sau, bine, poți să mergi pe vapor, îți faci două săptămâni. Oana, cred că mori pe vapor. Dacă erau de mare... Eu n-am rău de mare, am fost pe vapor. Eu chiar am fost cu bacul, nu spunea mai până la bacul. O să mă duc spre Anglia. Nu, da, atunci când am venit spre Anglia, bă, până la jumătate n-am avut nimic, mă, dar dintr-o dată mă las în bacul, numai curja apa după mine, stăteam acolo. Din Franța ai trecut sau cum, în Anglia? Da, în Franța. Așa m-am dus și eu și n-am avut nimic. Stăteam la suc, în pula mea, la un vapor, era bar da, și era vedeam bar, așa cum merge. Stăteam așa cu sucul, în pula mea. Dar n-am avut nimic. Dar acum m-am luat în bar pe mine, să-mi iau cartof pe aici, pula, să mă cu ceva cașcaval pe ei. Stau acolo, bat trei cartofi, m-am făcut că fac așa în pula și după aia fuge imaginea, zic, nu, aici, până aici am făcut. În continuu întrebam cât mai avem, cât mai este. Deci am ăsta drumul, am făcut două zile. Puteai să selectezi întrebări din comentarii. Și aveam ce vorbi, poate. Din comentarii. Dar puneam un status. Dacă le ziceai să pun un status. Dar adică dacă le ziceai să-ți răspundă la status. Pune tu acum. Că ai telefonul la îndemână. Și dar pune întrebări. Eu nu pot să iau telefonul, că filmez cu el. Dar dacă pun eu, tu știi ce întrebări o să-mi fie? De ce îmi place să-mi fut câinele? Și numai de alea până. Din 1000 ori fi 3 bune. Ascultă, dar și data viitoare. Băi, eu mă gândesc unde să zburăm și să luăm pe ăsta ca să zboare puțin, să se distreze, să fie marfă. Bă, dacă chiar e ceva, dar... Dacă mergem în California, frate... Dacă mergem în California, ore. 11 ore. Asta e pe viză, așa-i? Da, nu cred. Pentru America e complicat, da. Și te împușcă la vamă, în pula. Dar o insulă de-asta, gen, care e și aproape și... Bă, și o insulă și așa să gen Malta, care zbor 3 ore și nici nu e departe, nici n-ai nevoie de viză și... Ești mișto. Dar n-am fost acolo, cum e? E... extraordinar. Da? Da. Nu, nu. Dar Malta am auzut și eu tot pe Malta. Suntem pentru Malta? Bă, dar nu sunt alea ieftine acolo. Bă, da, sunt destul de ieftine. Sunt destul de ieftine Malta, nu e scump. Și e extraordinar.
eu cu geografia. Da, de ce pula mea vă uitați la așa ceva? Zbor 3 ore. Mergem în Malta, mare clip. Ăștia stau și uite, noi stăm aici. Eu spun, de ce am întrebat, unde e Malta? Zbor 3 ore faci. No. Da, orice, nu, orice avion, zbor 3 ore, s-ar cu parașuta și pice Malta. Am zburat 3 ore. Sau Amsterdam, da, Amsterdam. Ai fost la Amsterdam? Am fost, dar eram... Erai mic. Da, da, Amsterdam. N-ai cum să zici că e mai Amsterdam. N-am fost așa. Și acolo se fumează. Și poți să da, dar eu nu fumez. Și fii atent și mechiu. Păi nicio, dacă mergem acolo... Ne apucăm. Și mâncăm darea brownies. Fii atent, care e mecheria în Amsterdam. Zbor până la Bruxelles, că e ieftin și de acolo iei autocarul. Și mai faci 2 ore până în Amsterdam. Ce sperie. Dar ce pula te-a apucat amuzat? Mi-a venit acolo. Acum mergem, burăm cu avion, mergem în Malta. Nu în Germania, la Oktoberfest. Nu în Amsterdam, să fumăm. V-am activat. Fumă și ceva. Mâine îți blochez numărul. Mâine vă cer buletinele ca să iau bilete. Dar Eco n-are încă 14 ani. Aia, puteți să ne fi buletin. Timișoara n-ați fost, nu? Timișoara? Nu. Ați fost? Cum până aia să fim în Timișoara? Am fost. Și mi-e mișto? Nu v-a plăcut mie pe frumos. A, da. Oradea ați fost? Eu caut un oraș, caut un oraș și mă fixez pe ăla după aia. Ați avut și ăla, da? Da, eu stăt. Da, mă, nu. De gândești. Da, mă, bă, dar mișto a făcut primarul. Acum, sincer, am fost în Oradea acum. Dar tu ai zis în glumă sau? Nu, uitasem că ești din Oradea. Ce pula! Oameni, prins unde am ajuns, mă! Da, mi-am adus aminte că am fost când, acum câteva luni, am avut, bă, cât de mișto a făcut centru acolo. Da, și dar să-i implică și o să facă mult. Bă, da, chiar l-a făcut mișto. Cum îl cheamă? Da, nu știu. Boloșa. Să-i dea Dumnezeu sănătate, că... A făcut treaba bună. Cheamă la discuții cu Pridu. Vin eu, zbor, zbor, eu zbor oriunde. Dacă mi-ai în Oradea să-mi bag pula, vrei să fac discuții cu Bolola? Are copile. Crezi că e așa ușor să scriu și eu sun? Hai, dar nu se am venit. Dă-i mesaj pe Facebook. Cu aia, hai la discuții cu Priză. Te ține, îi zici așa. Emisiune, unii. Dar nu poți să-mi pun întrebări de astea și la el. Da. Ieșești pe în octombr, să-mi iei octombr cu Bolozan. Îmi pune pe canapea, începe Priză să bea. Hai, mă, merg în Malta. Hai, în Germania. Mergi în Germania. Când ai liber la primărie? Să stai așa cu el, da. Să zic că mergi în Germania. Ai liber la primărie în august. Hai să zburăm. Uai, dar aș vedea așa ceva să mă... Bă, am zburat, mi-aduc... Dar în Oradea e prins cum cântă primăria. Nu știu ce are în pula, primăria tă cântă. O, da, am văzut cu lumini seara și așa că mișto. De trei ori păzită cântă primăria, nu știu ce mecanism. Ia cu lema. Da, cântă piesa aia. La ore fixe, nu știu la cât. Chiar nu mai țin minte. Am văzut în centru, acolo în centru sunt statuile alea. E o masă cu niște statui. A, da. Și... Dar alea sunt destul de alea, că de câțiva ani. Da. Dar nu, de când eram eu, gen, și cred că știam, când eram în liceu, nu cred că eram încă. No. Dar nici ori știu că le-au pus la un moment dat. Toată lumea își face poză, să pune acolo toată lumea cu ei la masă. Da. De când veneam eu la tine nu era, mă. Nu. Nu era. De când veneai tu la mine, cred că era încă deschis Irish-ul ăla de lângă. Da, da, da. Bătam eu cu Teddy din 50 de vodcă. Nu știam eu să beau pe atunci. Îmi luam 50 de vodcă, atâta beam la praf în pula mea. Ți-mi minte? Am băut eu un shot de la Teddy, un shot de la... Dar nu știu câți ani aveam, eu aveam 14 ani sau ceva. Mm-hmm. Am bătat în pula din aia. Am deschis ușa să ieșim, că eram morți din bezi din asta. Era o fată, dar tânără, cam de vârsta noastră, care era deja intrată jumate, știi? Noi în loc să o lăsăm, gentlemen, pe lângă am pula de aia, ca șerpini am băgat așa. Hai, ce minte, aia e singura mea, amintire din locală. După aia aveam fix lângă Queens, nu s-a plăcut? Nu, mă! Era fix lângă ăștia unde stau acum statuile. Acum cred că e fast food sau ceva. Dar era gata, vis-a-vis și acolo. De statuie. În spate la statuie. Da, exact acolo. Era ceva din... Este taximetriști, mă. Taximetriști spus să nu știu aici. Dar unde te dai jos din tramvai, mă, și mi-ai de să-i... Nu te dai jos din tramvai, mă. Dar nu te dai jos în fața lui, aia zic. Mi-ai pe lângă statuie și spatele statuie. Da, tu știi de care statui zic eu? Nu, cred că vorbim de alte. De aia care sunt pe pietonală, mă, și da, stau toți da, la masă. Da. Nu, no, și lângă... Aaa, amor, da, știi? Gata, mă, gata. Aia unde e euromanetul, de mine la euromanetul, mă, și unde e... Intri la BC, unde meream la BCR. Da, acolo. La drumul ăla. Mă rog. Mă bucur că ne-am lămurit. Da, a fost foarte important să stabilim. Îmi bag plăt. De ce am vorbit? M-am chinuit cu avion atât și mi-am adus seama. Acolo a primat la bătare. Dar ce am o voi? Vă mai țineți minte prima voastră beție? Că eu nu. Eu țin minte.
Eu era voievod, păi eu pun ceva club, în pula era rupt bani. Dacă am pus mami în vană. Ce, la ceva sat? Ce pus tata în vană? De găleată, da, pula, tata drept palmă, în pula. Te-a ajutat mult, cred că. Să se vârte. Atunci am încercat și pantală, în pula. A intrat buteul la ușa, de două ori am apucat să bat, numai am putut să bat de două ori. Pam, direct în fața. Eu de fiecare dată când eram mic și veneam bad. Ai fost din mai multe ori mici. De fiecare dată când eram mic. Ce priză, e bun. Priză era mediu mijlociu, să trezea mic, după aia mare. Am fost și mic, am fost după aia la facultate, iar la grădiniță bună. Și muștar, și mic. Și muștar, și ce glumă. Mă, dar când ajungeam acasă, cât de bad eram, dar îmi luam ce fața aia asta? De... 14, 15, nu. Deci tu, om cult, ca și mine, la 14 am rupt de bat. Și îmi luam fața aia de, știi, când intri în casă să parcă... Da, 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 da. Și dar ești... se vede pe ochi, știi, stai, da, intri. Stai, intri așa, nu, că eu sunt treaz și mama cu... Hai, nu vrei să mănânci ceva, că ai venit afară și tu, bă, gămi. Bine, ai stat la masă. Le-ai deliberat pe ochi, nu, că n-am nimic. Eu da. Cu fumatul, când veneam acasă, îmi pula, nu știu ce am să mă ridic. Veneam acasă, pleci, și nu știam mai cum să fumez, nici dacă mi-ești mai cum așa că fumez. Și fumam și mirosau degetele, știi? Și gura îmi pula mea. Și mă, frecam așa de braz, frecam așa degetele, îmi pula zena aia de braz, îmi pula. Și veneam acasă și vorbeam așa cu jumătate de gură. Și mai cu ea. Mi-a intrat curent. Când am auzit, hai încoace, dacă n-am auzit prima oară, m-am căcat de băi. Dar deci nu stai în coace și s-a plecat aia să nu știu ce să iei gunoiul, mă, și vorbeam lângă ea, și s-o ridica mai cum ai, dar așa și-o dau ochii peste cap când s-o ridica, și m-am prins, ce dracu s-o întâmplă? Ia că-i dracu, ce adică, ce dracu? Ia suflă că pe mine faci, când a suflat. Dă-mi ce-i mă, că așa ai făcut. Dă-mi ce-i mă, că nu-i încercam mai, încercam eu metodile alea că nu lăsam de închier, și roșa mai dură. Și am mai fumat, nu, respir. Da. După aia m-am prins că-și dă seama de loc o suflă, după aia că am fumat. Și tăpuța, îți dai seama, deci dacă îl miroși pe un ungură că o fumat. Dar știi că erau aia când oprea poliția la ei să sufle, erau aia care se făceau că suflă și trăgeau aia, știi? Deci erau de... Știi că se făceau că trăgeau. Asta e tare. Asta e tare rău, bă, trebuie să știu și-o dată. Da, bine. Da, adu și mi-o bere. Nu prea duceți și beți. Nu asta niciodată. Serios, nu, niciodată. Bă, ați confundat voi în vlogul ăla, mă, când am plecat de la priză. Cred că de la priză. N-am condus, eu condus Vivi, mă. Nu știu, că n-am făcut eu efect de tranziție să vadă că s-a suit altceva la volan. Așa, crezut că ai condus. Dar eram, se vede la un dacă stau în dreapta la McDonald's în pula mea și cum mă, și mă piș pe acolo pe roșu, mă parc pe sub mașină. Și am lui de joacă, mușnesc, suntem futuși de alea, dar de bău și voi. Eu îmi parchez mașina, mă, dacă beau îmi parchez mașina, mă. Don't drink and drive. Să mori așa ca prost, în pula mea. Și nu numai, știu că Dumnezeu poți să dă permis, mă. Dă permis, dă daune care le poți face, poți omor pe altceva, poți te omori pe tine. Te trezești de beție să-mi fac planul, l-am omorât pe ăla. Nu, mai fac ceva. Mai fac cu viața ta ceva după aia. Las că fac alții cu viața ta după aia. Dacă nu sunt la știri de-i vezi cu tânăr teribilist de așa... 21 de ani, eu spuneam cu mașina peste casă, nu, nu știu cum a uitat într-un gard. Dar la noi era beat, cred că făcea live pe Facebook, din câte am înțeles. Ah, nu. Și mai rău. La fel de bună, deși mai rău. Și 250 la oră. Mă filmează cu drink în mă filmez eu, nu stau și să atent la eu, conduc. Da, prea. Sau poți să spui de la parbriz, în plăcă. Da. Care nu-i de joacă, bă, cu așa. Și nu uit, mă uit foarte rar la cameră, numai dacă stau la semafor sau am timp. Nu-i bine, mă. Contează foarte mult, dacă au fost momente când la început când stăteam, de exemplu, și mă mai uitam la bord sau la chestia asta și când indicam ochii, direct intram într-o groapă, îmi pune. Puteam să o evit. Așa se întâmplă, numai așa s-ar lua oamenii în față, îmi plăcând eu o secundă. Mai bere? Eu nu. Dom'le, că... Ce ciudat, că tot timpul am bere, dar n-am. Am bere, dar n-am. Uite, da, cu am, dar nu mai am, imediat. Dar sunt alea mici. Alea 7 nu sunt bere. Nu pot? Nu. Ia de. Eu sunt domnișor, măi. Eu sunt sensibiluț. Nu știu tu cât de sensibil. Când e gata clip. Cât de grațios sunt eu așa ca om. Da, cum? Și cât de sensibil. E o altă sticlă de vin. Între timp, apropo de sensibil, mie priză cu sticlă de vin. Am o dezgrijinată și pe aia, pac, bag în pahar. Dar bă, de ce nu spui acolo la frigider vin, bă? Și m-am cu paharul în pula mea, mă, și ți-l ții și aici. Dar așa aș face, jur. Dimineața, cum mă trezesc, fac un pahar de vin în fulă.
Da. Apropo de oameni sensibili, de asemenea mă duc să mă piș. Exact. Ai rămas singur în cadru. Ce... ce să te întreb? Să mă întreb. Cât timp vrei să nu bei? Nu știu, cât pot. Deci o zi. Bă, dar nu-i bine, mă, și cât beau la viața asta, cât am băut să-mi bag. Am 24 de ani, fac numai iulie, mă. Atunci dai seama cât am băut până am să-mi bag, pula. Eu m-am apucat de fumat deja jumătate de viață, mai mult fumat, mai mult de jumătate de viață. De băut n-am apucat așa de vreme. Nu-i bine, mă. Băi, e vorba că gândesc altfel și altfel și creativ când îți bat în pula. Bă, ideea e că noi suntem toți majori. Și putem să bem, dar un sfat pentru puștii care se uită. Nu, da, să nu vă apucați de astea, mă, nu vă apucați de... Bocodin, nu trebuie să vă apucați de... Noi suntem majori, bem... Vorbiți pentru copii? Da, în limita bunului simț, nu e ok să bei dacă ai sub 18 ani. Bă, bă, că și eu mă îmbătam la 14 ani. O să bei, dar nu să bei în fiecare zi, adică mi-ai schimbezat. Dar vă sortați voi viețile, că nu suntem noi mamele voastre. Important e, puteți să faceți prostii, dar în limita în care să nu răniți pe nimeni și nici pe voi. În limita în care numai să rămâne de povești bune, nu? Dar să faci poveste mai bune. Să ai amintiri, să rămâi cu amintiri. Da, nu să stai toată ziua în casă, să te rogi la o icoană cu Ioan Botezătorul care îți ține capul în piftie, dar nici invers, să zbor cu 250 la oră peste casă, știi? Exact. Dar mă rog, fiecare face ce vrea cu viața. Asta e berea pe care mi-ai adus-o. Nu, bă, dar ai așa repede, mă? Aia e ciocolată. Ai pus mâna pe ea? Ciocolată. Pe ce ai goală? Dar nu, chiar că am desfăcut-o, am pus-o în prima. Ai plecat cu ea la baie? Că am spus la baie. Asta am făcut, asta e, mă. Uai, cum ai vrut să o palmezi acolo. Ai zis, uite, fraierul ăsta. N-am vin. Goloștele. Da. Bă, întotdeauna mă gândeam la copiii care se uită și așa. Dacă știți că a fost și nebunia cu stricați o generație, cu căcaturi, cu bla 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 bla. Dar întotdeauna am crezut că YouTube-ul e educativ, gen, nu cred că e rolul cuiva de pe YouTube să educe copiii și să se uite, să... Bă, ai timp în pula mea la grădiniță și la școală, eu n-am avut timp nici acolo, de-aia sau așa. Sunt mai mulți factori aici, eu sunt de părere că asta cu părinții, da, normal, ca un rol foarte important, dar cel mai important ești tu, să nu fii prost tu în viața ta. Și tu ce modelezi? Să fii serios. Deja de la 7 ani, în pula mea, cred că poți să-ți conștientizezi existența și nu mai ai nevoie de cineva care să... Dar îți dai seama că existi. Mulți, nu știu, dai să zic 10 ani pentru unii. Nu, mă rog, 10 ani atunci. Ai 15. Mă rog, 28. 43. Da, deci mai avem timp. Da. Băi, da, fiecare în stare să-și aibă grijă de el, dă-mă în pula mea. Asta trebuie. Dar ce pula mea ești futut în cap să aibă toată lumea grijă de tine? Trebuie să te descurci tu. Eu dacă am aia 200.000 de avanțe, înseamnă că trebuie să am grijă de influență. Le zic că o să-și trăiască viața. Mă, hai să uită la mic, le place ceva. Nu? Ce trist, dar uite, se uită la mine, cum le place ce bă. Să nu subiectul ăsta e complicat și da, nu e... Are multe tăișuri, are multe da, corect. Nu știu intersecții. Să-l abordez, ideea că sunt și mulți copii ușor de influențat. Adică, sincer, dacă voi ați zice, bă, haideți să nu știu ce, sunt convins că mulți ar lua de bun și ar zice, bă, da, e ok. Nu numai copii. Nu neapărat copii, că și oameni mai mari. Sau și, da, fani în general, nu știu, oameni care vă susțin și vă admiră, ar lua de bun. Ideea e că treaba unui artist, orice, nu-i, nu-i da, educa pruncul, pula mea, exact. Dar crește-l, da, educa fanul, nu, pula mea. Mai bine știa. Bă, libertatea e fantezie. Băi, să ascultă, dacă n-ați ascultat piesa, intrați pe canalul și, băi, e extraordinar. Deci are un vers acolo cu, băi, ceva ceva de vis, adică, nu știu, te munge pe suflet, așa că, în drum spre protest, plângeam așa în mine și eram, bă, cât de bun e versul ăsta, e ceva. Plângeam așa și mă gândeam, bă, dacă aveam telefon, puteam să ascult piesa așa, bă. Acum zic alții, păi, în jură, nu... Uai, hai să nu vor, n-am chef să vorbesc, cam, hai să nu băgăm subiectele astea complicate cu noi, că înjurăm și că prunci și educație, hai să o facem, bă, altă dată, mă. Da. Sau nu sunteți de acord. Sau niciodată, bă, dar nu chiar, nu. Da, pula mea, sunt de acord. Bă, dacă de tare, libertate e fantezie.
Băi, extraordinar, acum că ai adus în discuție. Da, chiar uitați, știi, nu-i? Extraordinar. Eu cred că ăsta care îți intează clipul să adorm. Îți aprind țigara, e ok. Trezeți-mă când e gata, frate. Bă, dar trebuie să-i dăm să bea, că nu... Da, faci treabă cu el, treaz. Dă-mă-mi pe oameni. Apropo de ce ziceam cu juraci. E ok. Bă, am văzut un televizor priză să-mi bag pula în Altex. Uai, da, mă, faci reclamă în Altex. Dar ce să spui, ce să zic? Nu, poți să zici, dacă zici trei, nu mai reclamă. Altex, Media, Galaxy și Flanco și... Bă, am văzut un televizor când au pus în... Am văzut un televizor acolo, mă, la alt, nu știu. Avea să-mi bag pula, avea... Cât avea, mă? 180 cm sau mai mare? 120? 108, cred că era. 108? Păi nu e așa mare. Asta cât e? Cum să nu fie? Asta cât e a tău? Telefon? Nu e așa mare, mă. Ce? 80, cred că are. Are, mă, 120 ceva ăla, Codrin, îmi spune. De-aia, atât am pula mea. Full HD, mă, 11 sau 12 milioane. 12 milioane mare, ca n-ai foarte fac... tare, mă, trebuie. Cam o sasce cu LED și OLED, cred că și-o era. Ce firma era? Philips. Philips. Parcă, da, numai faza e că nu era 4K, atâta, tot era nu smart. Era LED, nu era smart, dar mare că n-ai și Full HD. Da. Dacă vrei să te uiți la ceva persoană, dacă vrei să-ți conectezi PS-ul, e genial. Da. Sau să te uiți la filme, sau la beșin. Da. Aveți FIFA pe PS? Nu joc FIFA. Nu știu, nu am vorbit de pot, mă rog. În pana mea. Unul și ăla e FIFA. Da, 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 ceva. Vă duc să mă cântăresc. Eu am jucat FIFA 98, 2002, 2008, 2009 și 2012, cred că. Și 2008 mă chiar... Mă cântăresc să mă cât am cu apa în mine, frate. 2008 chiar mi-a plăcut, deși nu eram... nu-mi plăcea fotbalul nici atunci neapărat, dar îmi plăcea că îi băteam pe ceilalți. Îmi chemam colegii. Ești bun, am 102,1, am mai pus aproape când ai și bătă. De la apă, da. Ai băut un chel de apă, e ok. Dacă stau într-un picior, am și eu 20 de chel. Dar știi că ai zis acum și o să audă toată lumea de chel. Am 102 kg, dar nu și am 102 kg, 103 când am și băut acum. Bă, v-am zis că i-am scris lui Cărtărescu să vină la emisiune, și l-am invitat. Mircea? Mircea Cărtărescu. Și eu. Da. E un autor contemporan. Da. Dar și cum de el a venit? Dar nu citez, nu știu. Cu poze, dacă are, pleci cu două rânduri maxim scrise sub poze. Că adică? După aia îmi imaginez ce se întâmplă cu poza. Îmi fac eu povestea cu trebuie. Trebuie să fac povestea mai bună. Bă, am văzut o carte așa interesant. N-am zis numai tu, de fapt, prima oară. Zi cu carte. Dar nu e chiar carte, că se numea altcumva. Nu mai știu cum. E un fel de artă în care dacă citești, stai așa și o întorci invers, înseamnă altceva. Sau chiar scrie același cuvânt și așa și așa. Serio? Deci se pare invisibil. Și erau o poveste cu doi. Unul era un bătrânel și dacă întorceai invers era desenat ca să fie o fată tânără, știi? Da. Și ei apăreau în vreau să zic 8 căsuțe de alea de comicuri în care da. O vedeai pe aia, cum nu știu ce face ea, știi? Și era scris sub ea ce se întâmplă. Și dacă întorceai invers, continua povestea de acolo cu bătrânul, mă, dar continua cu aceleași poze, mă. Și când era așa gen cu fetița parcă era o insulă, dar dacă întorceai invers, era așa altfel, astfel de sinat, no, să putea... pară o pasăre, știi, insula aia. Băi, da. Foarte tare, o să asta ar putea, asta ar putea să îi provoace și pe așa să citească chestiile astea. Bine, da, mai mult e bazat pe arta aia, nu pe literatură. Da, aia zic, dar dacă s-ar face și cărțile astea. Cărți bune îs, dar... Na. Băi, de ce nu mai citești? Da, nu cred că mai citește lumea de ajuns în ziua asta. De ce nu se mai citește? Suntem predispuși la mai mult dinamic, mă. Vrem să vedem, adică și eu mai citesc din când în când, dar nu știu, mă, cred că așa pe cum o să tot meargă generații, tot mai puțin o să citească. De exemplu, părinții mei citeau foarte mult, cred că și a tăi și bunicii și tot așa. Mai mei, nu. Nu se am glumit, mamă, am glumit. Știu că te uiți, glumă proastă. Am și băut. Eu, în general, nu beau, dar cu ăștia doi n-am eu hăita. Care beau apă, fugi de m-am hăitat cu ăștia doi, eu, în general, știi că nu beau. Anturaj prost, în fine. Anturajul este tot. Dar ce ziceam? Cred că suntem predispuși așa mai... am observat că cu cât și se fac tot mai multe generații și după noi parcă și pierd din răbdare, mă, tot mai mult. Chiar vorbeam și cu Sonia, ne avem două verișoare, cu Sonia e sora mea. Clarificam pentru cei care... și ea zicea că, de exemplu, verișoarele noastre zic că nu se mai uită la niciun film. Zic că ele nu mai au răbdare. Dacă nu e un scurt metraj sau un clip scurt pe YouTube, ele nu se mai uită la filme. Și dacă n-ai răbdare nici să te uiți la un film, crezi că mai ai răbdare să citești o carte? Da, corect. Și depinde și ce citești, mă.
Eu nu citesc beletristică, de exemplu. Nu-mi place să citesc romane. Îmi place să citesc altceva. O lucrare, ori filozofică, ori o autobiografie, ori pula mea, știi? Nu știu, mă, depinde și de om. De asta și clipurile pe YouTube trebuie să fie din ce în ce mai... Cum sunt ale mele de o oră, sau minim o oră, sau asta deja are o oră, probabil. N-au răbdare oamenii să uite că ei vor să... Nu, să știi că am văzut că la tine se uită, am văzut comentarii că se uită. Stau, dar nu prea mai au răbdare, că vrei să obții informația cât mai repede și într-un timp cât mai scurt și cât mai compactă și să ei stau 5 minute. Mi-au plăcut astea, cu despos, cu greșind astea, cu conducător de așa. Și nici n-a băut, vezi? Nu m-am afectat la ușa că scade când am să-mi bag pula. Nu, vezi dacă nu bei în pula mea. Bă, bă, ce bine mă zic. Vai și amară, ce să mai ți-a dumă o bere. Noi te-am tot invitat. Bă, dar îmi place de el, că s-a și ținut, adică de când a venit, nu beau și a băut apa aia cu... O și nu ce-ai făcut, că... nici nouă nici se gândește că e altceva. Și am să adorm la volan. N-ar fi prima oară, stați zici. Mi-a adormit la volan? Îi zicea la Codrin, mă pun să dorm. Mă trezesc și mă ajung și mă împlă, dar eu conduceam. Bine, mă, glumă, măi. Eu glumă, cum să adorm la volan? Când am mers acasă, ultima oară am încercat o schemă eu. Cum ar fi? Să conductez. Zic așa, zic, m-am trezit astăzi la 12 și cum am văzut că pornesc noaptea. Am zis că nu dorm ziua, nu dorm nici noaptea aia. Sau cum am făcut? Că nu mai știu. Așa, cum ar fi, n-am dormit 24 de ore. Da, ca să poți să conduc noaptea. Să treazul noapte, treagul vrut să adormă noaptea cealaltă. Să dorm ziua, să dorm ziua ca să poți să fiu noaptea treaz. Se trezește noaptea pe la 12 noapte și atunci pleacă pe la 2-3 din București noaptea și ajunge mai spre dimineață sau... Nu, am făcut asta, am dormit, am făcut asta, până când am ajuns să rămân cu Vulcea, să-mi chidea ochii, mă. Am tras pe dreapta și am pus-o, până Sibiu eu, nu mai puteam, așa opul ăsta, am fost să-mi bag pula, dar nu. Nu e de joacă cu somnul, mă, nici mie nu-mi place să dorm, chiar nu-mi place să dorm. Dar și somnul la volan nu e somnul care îi impar. La volan poți să adormi cu ochii deschiși. La volan poți să adormi cu ochii deschiși. Îți adorme creierul, tu privești, vezi pe ochii drumul. Efectiv stai așa și încet îmi puneai tu mic cu mașina în altă parte, nu-ți dai seama ce se întâmplă. Aia zici că cea voi mi-o poveste cu o poță de două ore așa. Păi Tibi, știi, pe Tibi a dormit de... a dormit de câteva ori la volan. Odată a zburat cu mașina pe mine. Da, a dormit pe bune, că mi-a zis că făcea farsa aia. Nu, a dormit vreo să fie și odată știu că a zburat cu mașina într-un câmp sau nu știu cum s-a dat peste cep. Dar ce a făcut? A stat treaz sau ce? Da, a fost la spectacol, a ținut spectacolul și a ținut să întoarcă după spectacol acasă, noaptea, ca să nu doarmă și a fost tot asta de... Dar nu poți face așa. Da, dar chiar voi când mergeți, nu cred că vă întoarceți direct stați. Am avut și nopți de alea, dar n-am condus, că nu aveam card de niciun nicio, că acum are el. Dar noi, maxim, am luat tren dimineața, dar nu conduceam, dormeam. Nu, noaptea aia nu am făcut să plec. Da? Nu, dar nu mai știi că am avut și noaptea aia care dormi jumătate de oră și am plecat. Da, mă, am avut la Brașov concert în pula și pe la vreo... 33 de minute sau 36 de minute. 36 de minute am dormit. Pe la vreo 3 am ajuns la cazare. Și aveam tren dimineața, a doua zi, la Baia Mare. Da, trebuia să luăm microbus ca să ajungem în gara, să luăm trenul să plecăm. Și a dormit 36 de minute în pula aia. Da, bine, dar n-am condus niciunul, ăla a fost avantajul. Și așa a fost groaznic. Da, păi, dacă era de condus, am luat și muream, da. Așa că dacă vă ia somnul la volan în sfat, trageți pe dreapta, dormiți liniștiți. Și dacă simți că ești obosit, trage pe dreapta, nu are rost să continui. Plus că dacă erau 80 de kilometri, vedea aia muncii și cum, știi? Dar nici așa nu e bine. Dacă mi-e 6 de kilometri, nu te poți gândi, hai că mai mă duc 100 de kilometri. Hai că nu știu ce ești cu asta, știi? Și se spune că cele mai multe accidente sunt pe ultimii 20-30 de kilometri, că te relaxezi, ești aproape, mama a venit de la Timișoara, intru în București, gata, sunt bine și atunci... Dar și nu mai ești atent, nu ești așa atent. Te ia somnul și atunci o pățesc. Să mă duc până acasă, dorm așa, până acasă și dorm așa pe tot. Să vezi că ajungi. Și parchezi cu spatele între două mașini. Și să vină mai mult, să bate în janșul să dorm. Am ajuns că zic că... Ai ajuns toți cu aripi, așa. Ai ajuns, Eco, ai ajuns. Toți cu aripi. O răniță. Să deschide așa poarta. Ai ajuns, Eco. Ai ajuns. Direct amendă, Gnop. Ce ai făcut? Și de... Să te ajungi și dincolo. Și tu, Petru, cu listea, bă, dar... Bă, nu te găsesc. Nu ești aici, să-mi bag. Ai, belit. Caută-mă la invitață. Mă, la musafiri. Pe lista de invitați, dar nu te accepti. Dacă am intrat în raie, pe lista de musafiri, așa m-a scumpăt sub pământ pe acolo, până nu mă găsește nimeni. Nu mă, pom, stau în pune și acolo trebuie veșnicie, am pom. Mă coate Dumnezeu cu trupele speciale în pune, vă vor să mă țupe în ea.
Adevărul că, da, de urcat e greu, de coborât e ușor. Asta chiar e bună, din metaforă, pentru viața de apoi. Ah, bun. Mă, uite, acum am văzut, e 0-0-0-0. Îl închidem aici, dar așa că e noastră mentală. Al meu e cu minus, am minus 4. Îți ia și taxe de alea lunare, știi? Și dacă de administrare. Bă, dar eu nu știu, fiți atenți ce am făcut pe Facebook. Știi că poți să faci promovări de alea. Mie mi-a expirat cardul în câteva zile. Nu mai fi prost, ea, mă. Dar am vorbit, dar nu așa am vorbit, că ai fost recuit. Da. Agam. Îmi expira cardul în câteva zile și mi-am făcut o promovare pe Facebook la un știu ce clip, am băgat 100 de lei și între timp mi-a expirat cardul și eu nu mai aveam bani pe card și nu au avut de unde să-mi ia. Și de vreo două luni îmi vine pe Facebook de aia cu... Știi că ei îți promovează, dar după aia îți iau banii după un timp, 2-3 săptămâni, dar între timp mi-a expirat cardul și întotdeauna de aia cu plata nu s-a efectuat, vă rugăm băgați alt card. Bă, și ce jegoși sunt, că credeam că-i păcălezi, gata, nu mai, aia n-au ce să-mi facă. Bă, și nu mă mai lasă să postez pe Facebook, mă. Nu te lasă să postez. Dacă vreau să postez ceva, nu pot să pun text, sau nu pot să dau tag, sau nu pot să, că n-am plătit aia, și nu știu ce să fac, nu cred că am ce să fac, cred că trebuie să plătesc aia, altfel n-ai cum. Vai de pula mea, Facebook-ul e praf, e tot mai rău, mă. Ce-am fapt, Vlad, nu postez numai pe YouTube la comunitatea mea. Eu m-am gândit de mai multe ori să-mi șterg Facebook-ul, chiar am vorbit și cu el. Să-mi șterg și să rămân numai pe YouTube sau pe Instagram. Dar am 5-6.000 de oameni pe profil, îmi punea și absolut ca și cum n-ai avea pe nimic. Dar Facebook-ul e în picaj. Pe pagină 80 și ceva de mii, dă la fel în pula mea. Instagram-ul îi dă... Și menține de activ, zice Facebook-ul. Bagă bani, post. Da, pe fără bani acum nu se mai simt postările la... Toată lumea sponsorizează. Dar mă, cum am pus astăzi pe Instagram poza aia cu tine și cu Eco? Într-un minut a avut cât? 800 de like-uri? Da, 800 de like-uri. Și pe Facebook am vreo 70 de like-uri într-un minut. Da. Și pe Facebook am 500 de mii de oameni la pagină. Pe Instagram 190.000, am și mai puțini. Pune și... Doar că trebuie să bagi bani, dacă bagi bani pe Facebook... Un click. Ce vrei tu, fumează că sunt de acolo. Trebuie să bagi bani pe Facebook astea. Zuckerberg l-a făcut în așa Zuckerberg, fel încât să ia bani. Berg și ce vreți să Berg? Berg de la de var și de tale, vreau să Bergul. O să mai convin. Da, mă, dar acum fără bani nu mai faci nimic, adică dacă bagi bani... Da, mă, să și noi de mult, tot vorbeam. Nu știu cum e la restul, care n-au pagini sau din astea, dar... Ai văzut că și acum, artiștii noi care apar și fac pagini, nu trebuie 30 și ceva de mii de like-uri. Da. Mai de mult făceai un stil de like-uri. Mai vere? Tot mai rău mi-e Facebook-ul și mi-e urât. Da, mă, ia. Ai pus, doamne, și banii. A făcut Zuckerberg câteva miliarde și a zis, bă... Dacă mai vreți postări, dați și voi bani, dacă nu... Cum YouTube-ul împlă mea? Că YouTube-ul, chiar dacă e nașpa la noi, te plătește ca să pui content, da, ca da, să da. Sta și Facebook-ul invers, îmi spune. Dar Facebook-ul, dacă vrei să-ți vadă lumea, postările trebuie să-i plătești tu pe ei, pula mea. Hai să am ce căcatul. Am înțeles că reach-ul e sub 10% acum, adică din câți ai, văd postarea. Da, dacă nu ți-l plătești, îmi pula, e normal, nu-ți vede nimeni postările. Bă, dar eu am pățit și pe YouTube, am văzut, mă, Eco, mi-a lăsat unul comentariu care și clopoțel acum și că acum i-a apărut că am pus albumul. Că acum am pus albumul, după 3 zile, mă. Și el are clopoțel, cică, la canal. Nu și mai subscribe contează. Și nici clopoțelul nu mai... Vai de pula mea, mă. Ca să plătim, ca să mai facem ceva. Dar plătește pula mea, mă. Mă ascund sub pământ, îmi plăia și fac livestream de acolo. Ca să nu mă mai ajungă niciun. Dar mă întreb dacă e peste tot, oare și la ăștia în străinătate sunt aceleași probleme sau doar la... Nu știu. Mă, știu că și parcă PewDiePie a făcut scandal. Că, da, nu, că nu trimite clipurile lui la subscriberi. Că... Eu nu m-am plâns niciodată. Eu m-am gândit că, bă, poate ori n-o vrut lumea să se uite, sau poate că nu a apărut, sau nu a dat click, dar văd că dacă zice mai multă lume și simt și eu că se întâmplă, e clar că e ceva nașpa acolo. Da, păi și mie îmi dau o grămadă de comentarii cu, bă, dar n-am primit notificare că ai pus clip și am gândește, eu pe Eco, cred că l-am și la close friends cu funcția aia pe Facebook și el pe mie, dacă el își pune poză de profil, eu nu știu. Mie nu-mi dă notificare, mie nu mi-apare. Și cea mai sură, contează. Dar pe pagina mea, stai la puțin, pe pagina mea, dacă postezi ceva... Și adevărul că și profilele, și, nu poți să zici că nu suntem activi în fiecare zi vorbind între noi, știi? Și cu tot, cu tag-uri și cu poze împreună și cu de-alea. Și eu nu văd ce face el, el nu vede ce fac eu, numai dacă intră pe profil. Da. Nu trimite Facebook, nu arată newsfeed, nu face da, nimic. Eu n-am văzut status de la Codrin Bradea Satana newsfeed să-mi bag proadă, nu mai țin minte când. Eu n-am văzut status.
sau tăce pun iar, nu aflam, vedeam în pune sau chestii de astea, știi? Intram pe pagină, mă uitam pe pagină la el, atunci vedeam. Da, mă, eu zucăr, ce să Marc, mă... dacă te uiți, și știu Sfugenia că te uiți, pula. Știu că te uiți, că na, la câte discuți cu priză. Știu că e român, bate, e Dumnezeu să te bată. La câte discuți cu priză să te uiți. Fii atent, noi nu o să dăm bani niciodată, să... da, da, poate îți dăm altceva în cură. Sponsorizi la confiz. Fiști tu, băieță. Noi nu o să-ți dăm bani niciodată, n-ai zis că ai băgat 2000 de lei în Facebook. Da, da. Pentru un show epavă la Timișoara. Și 8 milioane la Rad și-au fost. Și noi am băgat 60 de lei, parcă ți-am zis. La Cluj, parcă am vrut să vedem dacă ne ajută. Da. Și v-a ajutat? Nu cred că ne-au ajutat, cred că au fost clubul plin oricum, că am venit prima oară ca trup acolo. Da. Cred că ne-au ajutat Facebook-ul, nimica. Ne-au luat bani și-au zis mersi cu aia și aia este. Ne-au dat o palmă în pulă și aia a fost. Bă, trebuie să mergi și eu cu voi când aveți un concert. Păi n-am zis că te băgăm, să ne faci roast. Da, 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 când? Roast sau stand-up-ul tău, cum vrei tu, că ți-e mai ușor. Ar fi tare și lumea te știe oricum de la mine, cred că așteaptă și să te vadă. Poate mulți nici nu merg la concerte de stand-up sau așa, poate nici nu știu când ai, dar așa dacă se nimerește să fii și tu la un concert, să fim și noi, poate... Bă, dar fi Caterinca, facem și asta, dar facem asta, 10 lei, da. Nu e de bani, dar dacă facem asta, nu e de bani, la 10 lei nu e de bani, dacă facem deci asta, un milion ar fi frumos. Dacă facem asta, veniți și voi să facem, cum am zis eu, o excursie undeva, să filmăm wow, ceva. Wow, da, am revenit la auto. Da, mă, stai. Dar nu știu sau Timișoara, sau mă duc să fumez în Pakistan, sau... Eu nu știu ce vă ce mâine. Bine că te-ai întors, că tu ești treaz cu... Da, bă, asta nu mai filmează. Cum să nu? A treia oară. Cum să nu? Lumea asta nu se moare niciodată, fiule. A, nu, apropo, bă, e o oră și 20 de minute. Asta mi-a furat telefonul, mă dai, mă. Mamă, o oră 20. Ia ridică-i. Nicul o băga la spate, bă. Dacă trebuie să și editez, o să fie o groază. Al tău era scurs, am crezut că... Ce că verifying am crezut că e pernă de cură. Și-o trimis Cezar poza asta, verifying de mi-i pudată. E la Never See. La Never See a început deja? A, se pastilează. Uitați, dacă n-ați văzut cum e la Never See și n-aveți bani să mergeți... O să vedeți multe pe telefonul meu. Bă, vezi dacă e aia că-i mesaje. Ține e posat pe ăla, îmi pula mea să spui telefonul. Da, cu ei, cu să-și pula mesaje și uitați dacă vreți să vedeți. La Never See. Nu știu un blacul de asta. Nou. Dacă n-ați fost la Never See, uitați, asta e. Bă, dar vezi că e ceva lume. Dacă nu, la mare, în pula mea. Promovat-o un an. Dar vezi că azi e joi, dacă era bine, le înțelegeam, dar joi e mai complicat să ajungi. Da, mă, dar promovat un an în continuu aproape în pula mea, s-o dă. Bă, mă, crezi că eu la niciun eveniment ăsta nu îi știu pe ăștia de cântă? Da, niciun. Habar dar n-am cine cântă. Dar afară de Paraziții cântă. Și pe ăștia de pe la noi, cântă Paraziții la Never See? Da. Bă, ești nebun? Ce tare. Și cred că și Dob Diodi, nu acolo. Ba, Dob Diodi, mă, ba, Dob Diodi. Hai să mergi. Da, am un mijlocul concertului, mijlocul Bucureștiului. Păi azi cântă? Azi cântă Paraziții? Nu, no, Dob Diodi, duminică, cred că s-o cânt. Nu știu când. Fiți atenți. Da, bă, dacă era, dacă nu, da, mă rog. E 4 milioane și eu am. Cât? Atât ai, mă. Să-mi bag pula atunci, mea de dragul. Să-mi bag pula atunci, mea de dragul. Mă, 4 milioane, e nebunit. 4 milioane și ceva, 4,9 sau nu știu, 3,9. Păi, lasă-mă că merge o seară și o seară cât e. Și bă, măcar dacă erau, să zic, 50% din formații să mă interesează. Sau 2 milioane. Dar nu așa că mi-ai pentru două formații și vin 7. Poate e 2 milioane. Ce zar vezi că cred că anul trecut a fost 4, nu mai știu. Nu, nu vreau să greșesc. 2 milioane sau 4. Păi, stai, 4 milioane toate nopțile, dacă merge o noapte. Tot 4 milioane? Nu mai bine de aia zic. Te aduni cu o cabană, la o cabană cu 10 prieteni și stai cu 2 milioane exact. o săptămână aproape. Exact. Nu e ca niciun festival o cabană pusă bine la punct. Băi, da, sunt de acord. Sunt de acord aici, mersi că m-ați chemat, vă pup, I love you, bă, ce băieți. Care mi-au zis, bă, ieri am făcut rezervare și n-ai loc. N-ai loc, vrei să vin? Ce băieți, bă, minunați, mă, pâinea lui Dumnezeu. Da, mă, noi suntem un grup care tot merem așa de când. Ne random, mă. Și, na, dacă vii dorm pe canapea,
Dar nu, că Priză vrea să vină cu Gagica, acum am aflat. Data viitoare, fiți atenți. Îmi ziceți mie din timp, când în toamnă sau în iarnă. Sau dar noi nu știm că merem așa, mă. Păi e, dar așa din grupul ori intra și noi au zis data și tot. Eu am aflat într-o zi de... Dar și eu i-am zis ok și atâta. Nici eu nu m-am uitat după cabale. Eu nu știu să cum ți gândesc că am cu aia în Gagica, aia nu știu. Băi, am rămas șocat. La nevârsie 4 milioane biletul? Nu, bă, uite-te pe internet, zic că nu habar. Telefonul filmează, dar... Dar știu că Cezar mi-a zis ceva de 4 milioane, nici de 2 milioane, poate înainte a fost 4. Dar nu cred că e atâta, mă. Poate cu cazarea lor, cu tot sau ceva. Poate dacă vin paraziții și scântă în camere, e 4 milioane, sau? Zbat la ușă și... 5, 4, 3... Te țin în brațe. Cum ai zis tu, Ego, că era concert ca Roy Meran și era 6 milioane sau cât biletul. Și te-ai zis că ce pula mea, ce te ține în brațe și cântă cu tine, trebuie să ce 6 milioane. Că locuri în față erau 3 milioane, în spate erau 50 de lei. De ce pula mea, pentru 6 milioane te ține în brațe, pe scenă, pe și scântă? Era așa, scântă la ureche. Da, te ține așa într-o mână și scântă cu microfonul. Cu milioane, dar dădea 6 milioane, dacă și-a cu tine. De 200 de lire sau cât ai zis că e la Eminem? La Eminem, da, 300 de lire au fost aproape. 300 de lire? Cam atâta, cam așa, dar și probabil e și în pula. Și în spate, da, în spate. Bă, dar e Eminem, adică... Da, știu, dar ce noi tot am zis că chiar bă, trebuie să prindem măcar un concert, n-am fost la niciun noi. Da, mă, ăsta se lasă și noi am, n-am fost la niciun concert Eminem. Fiți atenți! Bă, la asta... La Eminem, la Eminem te bagi? Oriunde ar fi, orice ar fi. Dar nu oriunde ar fi, amu. Dacă vedem ceva... Oriunde ai fi... Păi trebuie să mă uiți, nu știu, dar nu cântă prin Europa, trebuie să... Ba da, cântă cum n-ai banul, dar cred că vine și până Ungaria, mă. Anglia. Au avut, în Anglia are o grămadă, în Italia au avut recent... Gata, asta e. Asta e, mă, dar trebuie să stai, mă, că e mult 300 de lire, cât vine? Vreo 16 milioane biletul, dar fără zbor, fără cazare. Fără zbor, cazare și mâncare și băutură, imaginează-ți. Îți trebuie 1000 de euro în pula. Cam 1000. Da, cam 1000 de euro să-l vezi pe mine la dracu în pulă cu zoom-ul la maxim ca pe lună te uiți. Știi că poți să-l sunăm, să-i zici. Te uiți pe telefon la el. Da, nu, dacă-l sunăm, ne bagă. Dar... Dacă dai avea la asta. Dar să fii în sală, să te uiți pe telefon, că nu se vede nimic, să fii să dai zoom cu telefonul. Să fii așa, bă, că nici am dat 300 de lire. Mamă, ce bine cântă, ești nebun și că-i clip. Și că-i clip. De unde ești din depărtare, cred că vezi așa 2 pixeli, cum se mișcă. Dar chiar aș vrea să fi la un concert, să-mi bag. Bă, și eu aș merge. Bă, dar mi se pare, nu cred că e așa mult, mă. Ba da, mă, eu făcut în Reading, în pula mea, stat, unde avea el concerte. Bă, măcar nu... Și-am aflat după, în pula. Așa în spate, n-are cum să fie așa scump. În față cât e? 20.000? Cât e să stai în față? Mă, am un, nu știu dacă în spate de tot am, eu zic, probabil cu acces general sau ceva ai 20.000. M-am uitat la Beyoncé și la astea și erau maxim 200 de euro sau așa. No, nu cred că e diferența așa mare. Să... A, pe Eminem nu-i Beyoncé, îmi pula aia. Păi da, dar care nume și ca... Cred că vine mai multă lume, sincer, la Beyoncé decât la Eminem, dacă stăm să ne gândim. Nu și... cred. Ba da. Habar, da. Amândoi au oricum numai pe stadioane, cred da, că. Da, da, da. Artiștii mari nu se duc numai pe stadioane. Am niște prieteni care au fost la Beyoncé, acum în Polonia sau undeva. Hai să chemăm în Bereria, aș ca bine. Hai să chemăm omul la bere. Dar nu înțeleg de ce nu vine în România, că sincer pe care... Că au zis că nu se vinde destule la albume. Și că... mă, ești nebun. A, că nu vinde albume, dar eu cred că ar fi. Păi, poate că ar fi, dar nu așa era faza, că au zis că e țară de risc. Da. Că nu știe sigur dacă își scoate banii dacă vine aici. Că noi nu cumpărăm, dar eu sunt ferm convins că dacă se anunță acum în decembrie... Păi s-ar duce lume, da. Ar fi 50.000 de oameni pe Național Arena, lejer. În toată da. Țara, gândește că ți-ar veni și ar fi... Numai vezi, da, probabil iau așa niște statistici. Bă, se vinde acolo cum... Eminem o vândut mult în Australia, nu? Da, și să te duce. Tot a fost. El să vezi, nu, uite, acolo mi-ascultă muzica, să cumpără, mă duc acolo. Că nu stai da. Să se gândească, bă, dar poate românii vin la concert, chiar dacă nu-mi cumpără albumul. Da, zi, nu cumpărăm nimic, da, corect. Și n-au bani românii de așa ceva, mă, la mână. Da, nu, și să vină, să auzi că e... Nu vezi că pe Snoop Dogg l-au chemat să pună muzică, nu să cânte, că nu a avut bani să plătească să cânte, cred că. Dar cred că nici nu mai e așa interesat Snoop Dogg. Ar pune 100 de euro, probabil, biletul la noi. Mai mult, ar începe de la 100 cel mai ieftin și 150, 200, 250. Da. Dar, pe genul, 50.000 ori 200... Păi tare, fă un concert de mine. Să-mi bag pula. Bă, ăștia care organizează, dar faceți fută, vă, dragul, tot aduceți tăche scheletele de oameni în țară. Păi bă, cât costă să organizezi un concert de mine și cât costă să-l plătești pe el, chem 10 artiști, poate, în locul lui, știi? Da. Și se gândesc și la asta, adică să faci un concert de o oră jumate, Eminem, mai bine faci festival de 3 zile cu 10 artiști. Da. Mai mici, dar na. Nu știu. Adică na. Bar, na. Bă, aș vrea și o să văd pe Eminem foarte mult, aș vrea să... C
Că, nu știu, poate peste un an, doi se retrage sau... Da, salutări minim dacă tu ești la Discuți cu Priză. Te pup de la Discuți cu Priză. Mi-ai mâncat un nii. Am chinuit de 50 de episoade și mi-ai mâncat un nii așa deodată. Ai venit în Discuți cu Priză. Da, am făcut meciul, nu v-am lăsat. Bă, dar cât e? 12-15. Perfect. Hai să îl închidem? Hai să îl încheiem. Bă, mersi! Mersi că ați venit și că până ne-am băut. Lăsați în comentarii dacă vreți să mă vedeți bas sau treaz, dar mai aici în clipul, să știu ușor. Ce zic dacă ați pregătit? 100% o să fie beat. O să zic că mort. 10.000%. Și vreau să văd dacă se uita cineva până la sfârșit să lasem un coment, că avem probabil o oră și 20, o oră jumate. Da. Să facă cineva, dacă s-a uitat până la sfârșit, screenshot la fața asta. Atunci știm că s-a uitat. Și la asta. Și am încercat să stream și noi. Când am făcut stream de 24 de ore, odată la ceva timp, parcă odată la oră schimbam acolo pe layout-ul ăla de ecran, schimbam poza orei, știi? Și puneam o poză random cu un bețiv care sta așa și din alea și la sfârșit aia care chiar a stat 24 de ore, mi-a trimis cu toate pozele, știi că le-am prins pe toate, le-am colectat. Le-am colecționat, mă rog. Până unde vă duc vlogul ăla? Până pulul la mie! Da, mi-a trimis unii poze cu vomitat și vedea alea, alții că șornat. Și s-au pregătit cu bere și cu chipsuri și cu țigări, cu două pachete de țigări. Au fost câțiva. Bă, ții minte când am făcut streamul ăla, până la vreo 5-6 dimineața deja, cred că m-am apucat la 8, erau încă 300 de oameni care se uitau și la ele am zis spartanii. Stau spartanii n-au scăzut sub 300. Ori ținut acolo să mă... Să omor pe mulți. Cred că a murit câțiva. Slăbani. N-am făcut poveste mai mult. Un chinez care a murit după 19 ore de joc. Da, ce slăban, în pula mea, mă joc 26 de ore lejer în fiecare zi, 26 de ore. Serios, eu cred că în clasa 4 am jucat puter de 25 de ore Age of Empires. N-am avut nimica, mă. Eu țin minte când am jucat CS-ul. CS-ul pe calculator sau MXP, m-a ridicat în pula după 2 ore și am vomitat în pula mea. 2 ore? Dar 2-3 ore sau cât pula mea am jucat. Bă, ce slab. Bun, hai să încheiem aici. Mersi mult, avem o oră jumate. Ascultați albumul În colțul gurii, intrați pe canalele lor, le știți. Pana mea, o să mai dau o gură de vin, m-am îmbătat. V-am pupat, aveți... Nu mai am un pic. Dar... Mergem la o să pun poză pe Instagram cum e leșinat, o să vedeți. Mergem la October sau un pol. La Emine, la October, oriunde vor eu să mergem la fast. Unde e inteligența ta? Când tu mori tot prost, ați spus ai parte de iubire, dar și de contracost. Viața trece, mă lasă rece. De-aia momente când mă bucur de ea cât 10. Nu mă pot judeca, asta-i felul meu de-a fi. Și n-am altă replică la situație decât se la vi. Viața trece, mă lasă rece. De-aia momente...